Bun găsit, dragi prieteni! Nu e 6 cum v-ați obișnuit, nu e nici 6 jumate cum ați propus și am așteptat să treacă puțin furtuna ca să ne putem întâlni cu o doamnă frumoasă, din ce în ce mai tânără. Am aflat că are o rețetă specială și care oferă spectacole, care face spectacole, care scrie pentru spectacole, adică scrie scenariul, le joacă, le regizează, le organizează, nu știu câte lucruri face, de aceea se și menține atât de bine. Sărut mâna, Lia Bugnar, bine ai venit! Bine te-am găsit, Andrei Partoș! Vezi că a răspuns cu tot numele, dacă i-am zis așa, nu putea să... Iată, maimuța a ieșit imediat! Lia, ne știm de aproape 30 de ani. Cam așa? Da. Da. Era voxul... E grav era de voxul, când ne știm. Pentru mine e grav. Pentru tine mine. E tocmai bine. Chiar e bine să spui rețeta asta a supleții tale. Nu că ai fi fost vreodată altfel. Adică eu așa ce dolofană n-am fost, dar să știi că urmam. Urma acum să intru în etapa mea de dolofăneală și m-am panicat când am văzut. Mi-am dat seama că începe momentul ăla în care toată lumea o să zică, vai, și știi cum era? Uite, așa era de slabă. Și am zis, nu vreau. Tu așa erai. Așa eram și așa sunt, pentru că m-am dezmedicit acum câteva luni și am trecut pe un regim, unii oameni știu despre asta, keto se cheamă. Așa, asta e denumirea. Nu mai mănânc decât de două ori pe zi, astfel corpul meu are timp să... se ocupe și de altceva decât de digestie, că noi nu suntem conștienți, în momentul în care iei un pufulete de colo, o cireșică de dincolo, corpul se ocupă de digestie, nu? Pentru el nu contează cantitatea, că tu ai luat doar un covrigel. El s-a pus iarăși la treabă cu digestia. Ori el are multe alte lucruri de făcut, mai ales la vârsta mea, că am 50 de ani. Mulțumesc! La vârsta mea trebuie să se ocupe de alte lucruri. Să-mi apere corpul de bolile bătrâneții, dacă eu îl țin tot timpul ocupat cu un serviciu de ăsta de ospătar, așa, el nu se poate ocupa. Și mănânc de două ori pe zi, astfel că corpul are timp să termine cu mesele și să facă și alte treburi, iar noaptea, eventual, chiar să mă odihnească și să producă celule de întinerire, că ele ar trebui să existe în noi, dar dacă noi mâncăm până în ultima clipă, el se va ocupa cu digestia. Astfel că mănânc pe la ora 11 și pe la ora 5 și aia e, nimic între, și după ce am reușit să mă... Vezi că e cu tot o altă rețetă decât ce am auzit noi acum câteva zile. Am reușit să mă organizez pe treaba asta, m-am disciplinat foarte repede, nici nu credeam. Eu eram omul care mâncam cât e ziulica de lungă, ba chiar și noaptea în pat îmi luam lângă mine seriale, ciocolată, tot. După ce m-am organizat cu treaba asta și am văzut că n-a murit nimeni și că era mult mai interesant cum mă trezeam dimineața și tot, am început să fiu atentă și la ce mănânc. Și în clipa asta nu mănânc deloc carbohidrați și după ce o să ajung la exact la corpul ți-ai pe care... Ați stabilit și un gramaj? Nu e de gramaj, nici nu m-am cântărit de când am început asta, că nu asta mă interesează. Mă interesează să nu mai văd urmă de grăsime pe mine și nu mai văd urmă de celulită. Și în momentul în care... Și eu văd cum dispar vertiginos, adică în fiecare dimineață e spectaculos când mă trezesc. După ce am scăpat de toate astea, o să trec pe... Acum nu mai mănânc carbohidrați deloc, o să trec pe un regim low carb, ceea ce înseamnă că poate o să mai mănânc câte ceva dintre... Poate un orez sau așa, chestii de care... Acum nici orez nu e. Nu mănânc nimic ce e carbohidrat. Asta înseamnă foarte multe lucruri, dar îți rămân extrem de multe lucruri pe care le poți mânca. Doar în alea două ocazii. Da, sunt actriță, mai scriu teatru, mai scriu film, deci nu trebuie să mă luați în serios. Eu v-am spus ce fac eu și la mine funcționează. Cum să nu te luăm în serios? La mine funcționează. Și absolut orice sportuleț, cât de puțin, cât de mic faci se vede în secunda 2. Da, pentru că ne mai fi în grăsimea, se vede imediat. Nu, și tu faci mișcare. Eu fac, da. De exemplu. Eu mă opun cu încrâncenare căderii pe care o aduce bătrânețea. Aia foarte bine mă faci. Opun cu eu vreau, să, face, fiu, vreau să fiu Miss Belu. Deci eu când o să mă îngroape, vreau să fiu pe aleea mea să fiu Miss, ca da, să fie clar. Miss Belu, o să frizez perfecțiune. Da, asta e bună pentru o piesă de teatru. Da. E un titlu bun. E că noi avem locuri la Belu. Mă rog, am glumit. Eu de fapt vreau să fiu incinerată. Hai că am început foarte optimist. Nu, asta e o perspectivă frumoasă. Da. Da.
Dar da. E bine ca oamenii să știe că ești și adepta umorului negru, nu numai. Oricum, chiar dacă voi fi incinerat o poză acolo pe cruce, acolo o poză pe cruce ca să intimidezi restul morților, poate să pună. Și poți să scrii Miss Belu în varianta mică la cutie. Sărut mâna doamna Lia, Mihai Sergiu Munteanu, Manuela Chețan, bună seara și bun venit doamna Lia, Alex Bungalete și cu energia cum stăm? Foarte bine! Foarte bine. Adică n-ai problema. Nu te încurcă la nimic. Din potrivă, deci, Alex, după ce... luați drept bun ce spune Lia, pentru că mie mi se pare că are argumentele. După ce mâncam eu o pizza din aia, nu mă mai clintea nimeni de pe scaun. Și eu mâncam pizza. Și după ce mâncam... Una întreagă? Da. Oho, medie eu sunt un om sau care... mare? Mare. Deci după ce mâncam pizza, mâncam ciocolată, mâncam mai știu eu ce, carne cu cartofi. Adică combinație care nu trebuie să existe. Asta știu că nu e valabil. Mă scufundam în scaun, adică chiar nu aveam energie. Acum n-am nicio problemă cu energia, niciuna. Și ca sport ai zis că faci ce? Oricum eu am făcut toată viața mea yoga și așa, n-am mai fost, dar fac de aici pe acasă. De aici ai autodisciplina aia de care vorbești. Dar acum fac sport mai mult cu corpul, numai cu greutatea mea, adică tracțiuni, abdomene, genoflexiuni. Sun Salutation, cine știe, un pic de yoga, niște elemente din yoga, n-am răbdare, sunt prea împrăștiat acum ca să pot să stau o oră și 45 atât de liniștită cum îți cere yoga. Și, așa că iau niște elemente, mă comport ca și când ar fi sport yoga, ceea ce e o impietate pentru toți cei care știu ce înseamnă yoga. Dar cam asta, tot ce se poate face cu corpul, nu merg la sală, dar acasă poți să faci enorm de multe lucruri. Cum ești enorm. Acum le-ai inhibat pe tantii alea care se duc. Deci mai bine nu te duce la sală, că își pierde aia clienți. Să nu le desconsiderăm pe tantiile care se duc și pe care noi nu le vedem în clipa asta, ca să putem face o comparație cinstită. Vedem la televizor destul. Sunt cu voi, ne scrie Lavinia Mihaela Ban, care e o fană de-a ta declarată, așa că... Nu ratează niciun spectacol când mergeți la Timișoara și de multe ori vine în București, om care merge la teatru. Că mai degrabă dacă a venit dânsa în București, că noi la Timișoara, cred că de mulți ani n-am fost. Păi când ați fost, a fost acolo și când a venit în București a văzut tot ce se putea. Asta e frumos, mulțumim. Sunt oameni de teatru, iubitorii de teatru sunt adevărați care știi că se duc peste tot. Tot acest regim se ține și cu produse cumpărate din biletele pe care dumneavoastră le-ați plătit, doamnă. Mulțumesc mult! Asta e un promo excepțional. Asta, mulțumesc asta, mult! Asta sună foarte bine. Cristina Bogdănescu, bună seara! Alex Bugalete zice, eu când am ținut dietă fără carbo, n-aveam energie și pentru servicii, și pentru antrenamente, și pentru muzică. De aceea am revenit la berea nefiltrată. Ce să zic, toată invidia mea. Eu nu. Deci, nu pot să le ai deci pe toate. Deci omul a încercat și a rămas fără energie. Care o burtică de bere și o viață foarte haioasă, pe care poate eu nu am în clipa asta, deși mă distrez și eu acum, că nu chiar în bere sunt distrat. Spune-m, ideea asta de teatru independent, despre care noi am mai vorbit cândva, atunci erai ușor sceptic, între timp te-ai convins că e bine că te-ai dus în direcția asta și că e adevărat că te-ai luptat și cu morile de vânt, dar ține și acum. Teatru independent? Da. Da, da, e un teatru care trăiește și el destul de semnificativ în trena teatrului de stat. Întotdeauna ei vor fi mai pregnanți decât noi, mai, în primul rând că au niște săli mult mai mari decât cele în care poți să faci teatru independent și atunci e foarte probabil că dacă faci un raport între oamenii care au văzut spectacole la teatru independent și cei care au văzut la teatre de stat, e un procent destul de mic, dar semnificativ, zic eu. Spectatorul de teatru independent e spectator deștept, căutător. În primul rând că nu sunt așa la îndemână. Trebuie oarecum să te mai interesezi, nu vezi reclamele și nu e capacitatea de promovare pe care un teatru ca Teatrul Național o are. Și atunci sunt oameni care sunt mai atenți la detalii, la subtilități. Și asta de fapt, ei pe voi. Deja ăsta e un semn de inteligență, după părerea mea. Omul care caută, ce-o căuta el? Că caută o adresă, că caută orice. Caută ceva. Să dea burta jos. E un om inteligent. Noi am lansat și un sondaj în timp ce vorbim. Fără telefoane și tablete în sala de teatru, asta era întrebarea,
că nu încăpeau mai multe, că știu că e un subiect care și pe tine te preocupă, și am pus da, nu, nu mă interesează și sunt curios să văd ce iese și îi rog pe cei care sunt acum pe recepție să răspundă sincer. Deci nu contează că e silent sau nu, să răspundă sincer. Dacă acum, eu l-aș lăsa la intrare. Fără? Da, fără deloc. La care exista o minimă etică a spectatorului, a comportamentului pe care un spectator trebuie să-l aibă în sala de teatru, ar trebui să ne intereseze pe noi ce au în buzunare și genți. Pot să aibă orice. Trebuie bombe să n-aibă. Dar, sunt atâtea situații. Dar problema uriașă este că lasă, alea care sună, nu mai vorbim și se, unii și răspund și zic că sunt la teatru și... Păi asta e. Dar nu e numai aia problema. Mai există problema pe care am senzația că mulți nu o realizează, că eu nu-i bănuiesc de rea intenție. Problema cu verificatul telefonului în timpul spectacolului da. Au așa un reflector pe față, adică tu de pe scenă vezi spectatorul care... Și este exact ca și când ți-ar spune în clipa aia, nu mă convingi, ești un actor prost, mă plictisești, ia să văd eu ce mai e la mine pe Facebook sau pe Instagram sau pe Dumnezeu mai știe ce. De asemenea, nici faptul că filmează anumite părți din spectacol sau că te pozează, nu e un compliment. Păi un compliment foarte mare este să te intereseze atât de tare ce se întâmplă pe scenă, încât să vrei să vezi ce se întâmplă pe scenă, încât să nu vrei să pierzi nicio respirație, nicio uitătură a acelui actor. Dacă tu ai timpul să scoți telefonul, să-l pui pe modul de filmare, pe asta e limpede că nu am reușit să te prindem. E ca și când ai jigni un om. Da, bine, tu exagerezi. Cum e că mulți dintre acești oameni te așteaptă și la ieșire să facă și o poză cu tine, să o pună acolo. Dacă nu, cumva se așează în fața ta și face un selfie. Și n-are niciun fel de legătură cu iubirea de teatru, iubirea corect, de actor. Corect. E dimpotrivă. Păi da, dar atunci abordarea mea radicală e mult mai sănătoasă. Nu sunt pentru radical, aș fi pentru, păi, eu zic că pentru înțelegerea fenomenului și... Păi da, dar ce se întâmplă dacă la fiecare teatru, mic, mare, mijlociu, nu contează, există o lădiță așa frumos, un sticker cu un număr sau cu ce vrei tu, omul primește ăla, îl lipește pe ăla și îl pune jos acolo frumos. Există oameni care vin la teatru, poate, și-au luat bilete și între timp cineva din familia lor e foarte grav bolnav. Și ei totuși aleg să vină și vor să vadă dacă e ceva. Da, eram sigur că sau o să zice așa ceva. Există situații în care e important să citești un mesaj și ăla poți să-l citești sub scaun, să nu se vadă lumină, dar evident că astea sunt excepții. Eu n-aș merge la confiscarea telefoanelor lăsarea la provizorie. Intrare. Cum lași umbrela, cum lași paltonul, lași și telefonul. Dacă oamenii nu se pot abține. Asta nu există. Asta nu te poți abține. Ești un om irresponsabil. Eu am văzut la filme scena asta. Sunt convins că ai văzut-o și tu. Când se fac adunări la care se pretinde că oamenii trebuie să fie atenți, consilii de conducere ale unor trusturi, când se fac adunări secrete, toți își lasă telefoanele la intrare, frumos, arma, telefonul la intrare, intră la plecare și îl ia și merge. Poate acolo se întâmplă lucruri importante, nu ficțiune ce vindem noi. Vindem ceva. Teatru e un lucru important. Trebuie să și eu consider, așa. Dar să nu ne... Na. Adică să nu ne facem iluzii. Ba ei, da. Intră, hai să vezi, într-o sală de operație unde au de făcut un transplant. Așa. Propriul, trebuie să primească un ceva. Să le salveze cineva viața, nu să-și ia telefonul, pentru că e pe viață și pe moarte. La noi e divertisment, știi. Bun, o iau ca pe un argument să vedem ce zic oamenii. Doi prieteni de-ai mei se căsătoreau și preotul a răspuns la telefon în timp ce ținea slujba, ca să știi. Tot ce e ritual, telefon, da? Tot ce e ritual, numai tot ce e divertisment, tot ce e... Da, asta e tare. Până la urmă, și, un moft, da, că și ritualul e tot un moft. Da, a răspuns, s-a uitat, a răspuns, a zis și a închis. Sunt mofturi, până la urmă, sunt lucruri nepalpabile. E adevărat. Am fost la Godot, Green și în festivalul de la Arad. Vezi că Lavinia... Ți-a zis, a fost? A fost. Deci nu la Timișoara, iată, a fost la Arad. Dom'le, ea e din Timișoara, ea s-a dus unde te-ai dus tu, a bătut un drum, da, a bătut un drum. Și Lavinia zice, da, cu el închis, am pățit-o, mi-a fost rușine, crezând că l-am închis, mi-a sunat la Rambucu spre sfârșitul piesei. Se întâmplă asta cu sunatul. Da, ea își face mea culpa, măcar. Știu. Măcar așa.
Cineva spunea că, de fapt, teatrul ar trebui să se adapteze vremurilor și să găsească o soluție ca să îmbrățișeze tehnologia. Păi, o îmbrățișăm acum, dar nu o să aducem și jet ski-uri la teatru și vibratoare și tot ce a mai descoperit tehnologia. Noi o îmbrățișăm în sensul că există proiecții în spectacole, există... Deja aveam o secvență cu vibratoarele pe scenă. Tehnologia a ajuns departe, dar totuși nu le putem avea pe toate în același timp. Corect, pentru că asta e rețeta spre nefericire. Să ai totul deodată. Totuși tu, nu mai vrei nimic. Tu mergi pe ideea vrând nevrând, prin faptul că ai adoptat independența pentru care ai toată stima mea forever, pentru că eu așa gândesc. Ți-am zis de la bun început, e și teatru neconvențional până la urmă, pentru că e și în spații neconvenționale. Adică tu te-ai obișnuit deja cu oameni care mai beau un păhărel, mai mănâncă ceva. Da, m-am obișnuit și cu faptul că dacă tu ești foarte bun pe scenă, uită să mai bea din păhărel. Nu se mai uită la ce au în față. Oricum, nu se fac comenzi în timpul spectacolului, asta spectatorii știu. Dar acolo depinde numai de tine, de cât de bun ești. Dacă ești bun, nu mai duce nimeni niciun pahar la gură. Asta e verificată. Deci, indiferent ce... Face parte din catarsis, da. Bun. Asta e bine. Contează percepția. Pe mine nici nu mă deranjează un pahar care se duce la gură. Nu mă deranjează nimic din ce e în limitele... firescului, până la urmă. Unor manifestări care nu disturbă spectacolul și pe ceilalți spectatori. Dacă se apucă unii să ciocnească în timp ce tu vorbești acolo... N-am pățit, dar în schimb a pățit Ilona Brezoianu, care joacă într-un spectacol de-al meu, Fata din Curcubeu, One Woman Show, un spectacol greu, eram la Godot, unde e cu mese și cu scaune și așa, dar e un teatru independent foarte aproape de ideea de teatru de stat, cu scenă, cu culise, cu cabine, adică nu e ca la Green unde joci aproape printre ei, la nivelul lor și la prima masă, în timp ce Ilona își plângea acolo, avea un monolog foarte pe emoție, a văzut-o pe doamna care își controla numerele la 6 din 49, dacă a câștigat în timp ce... Dar cu ce acuitate vizuală să vezi ce face aia. Actorul acolo este un... are simțurile amplificate, hiperbolizate. E clar că sunt ușor exacerbate. Asta... Da, e tare de tot asta cu 6 din 49. Da. I-a venit să-i spună, doamnă, ziceți dacă ați luat premiul cel mare, mă opresc și eu, ne da și nu un procent mic, sărbătorim, că e mai important. Da. Câte spectacole ai scris, nu în câte ai jucat? Câte piese am scris? Da. La viața mea? Numai la a ta. Nu le-am numărat, da. Nu le-ai numărat? Nu, niciodată, dar pot să fie vreo 15, habar n-am, poate. Cam și acum, în anul 2019, câte se joacă dintre ele? Câte se joacă dintre ele? Ale tale. Păi ar fi vreo... 5 la Metropolis, vreo 4 la Green, 9, mai era unul pe la Notara, unul la Teatru, vreo 11, cred. Asta e foarte mult. Și la Sibiu, unul, Felii, cu Ofelia Popi. Am intonația asta pentru că Ofelia e una dintre actrițele mele preferate și una dintre cele mai bune actrițe tinere. Spectacolul se numește Felii? Da, Felii. E tot un One Woman Show. A și luat premiu pentru cea mai bună actriță, premiu Uniter, cu acest spectacol, cu acest rol. Roluri, că face 8 roluri. 8 roluri în da, are roluri de la puștoaică de 16 ani până la bătrână de 80 și are 8 roluri în spectacol, da. Deci 11, 12, cam așa. E foarte mult. Și tu joci. Depinde cu ce comparăm acum. Joc în câteva dintre ele, nu neapărat că m-aș fi distribuit din prima, dar în unele, pentru că e sistemul ăsta de teatru independent, pentru că, de exemplu, unde mai jucăm noi la Teatru Metropolis, care e teatru de stat, dar nu are trupa angajată, nu are actori, e teatru de proiect. Și atunci, absolut oricine, orice regizor montează acolo, și ce actor vrea din acest oraș, dintre care mulți angajați la alte teatre, mulți freelanceri.
Și în momentul ăla riști să nu poți să-ți programezi spectacolul, pentru că depinzi foarte tare, ei dau prioritate teatrelor la care sunt angajați și atunci tu când vrei să pui spectacolul, e posibil să nu poți să-l ai pe Manole, pe Medea Marinescu, pentru că ei țin de național și atunci îmi fac distribuții duble, triple, dau datele și așa. Și când chiar cu distribuții duble, triple nu reușesc să-i combin, intru eu în roluri dacă nu e aberant, adică nu vreau să fiu Sara Bernard care juca Julieta la 60 ceva de ani, făcea Julieta, dar unde se poate, intru în papucii lor, că eu le-am scris, eu le-am făcut, le știu. Da, da, asta e o șansă rară. Nu cred că sunt mulți regizori care, sau scenariști și regizori care pot face asta, adică e un atu pe care l-ai atu, major. Da sau nu, eu oricând prefer să joace actorii pe care i-am destinat eu rolurilor, pentru că îi consider mai talentați ca mine ca actori. Dar recunosc că atunci când intru, fac tot ce pot. Fac tot ce pot să nu... N-am avut nicio criză de modestie. E ca dovadă că ai scris piese cu roluri de one woman show, așa le-ai gândit de la bun început. Astea sunt proiecțiile tale. Da sau nu, sau sunt exerciții de admirație față de niște... numai femei s-a nimerit să fie față de niște... Treceam prin față și să fie femeie. O să scriu într-o bună zi și pentru niște băieți pe care admir. Exerciții de admirație față de niște actrițe extrem de talentate. Prima... Deci tu te-ai gândit direct la actrița X, Y și Z? Da, da, da. Deci prima a fost Ofelia, după care a fost Tania Popa cu Fata din Curcubeu, care Fata din Curcubeu a cuprins-o după aceea pe Ilona Brezoianu și care a cuprins-o și pe Marcela Motoc. Deci Fete din Curcubeu în momentul ăsta sunt două în oraș, două teatre diferite. Și după care a fost spectacolul Această Sonia cu Letiția Vlădescu, care e și ea o actriță fenomen, așa, poate să facă multe lucruri, cântă, se mișcă extraordinar, e foarte bună. Poate să, nu mulți actori pot să țină o sală o oră și jumătate. Ia să spun că e foarte greu o persoană să joace și să... Da, trebuie să fii multiplu talentat și trebuie să ai un soi de energie, că există și actoria asta pe micul firesc, pe care o apreciez, dar care asta nu te salvează când ești singur pe scenă. Când ești cu colegi, poți să ai farmecul tău, adevărul tău, micul tău adevăr, dar dacă ești singur pe scenă, trebuie să vii cu o energie, să te urci pe ei, cum zicem noi, că altfel oamenii n-au răbdare să se uite. Ale mele, în general, sunt și fără decoruri, deci nici n-ai de ce să te agăți, trebuie să te uiți acel om în talentul gol și... Trebuie să fie solicitant. Trebuie să fie excepțional. De asta și spun că e performanța mare a ceea ce faci, pentru că tu spui așa... Da, nu, 11, 12, adică sunt două, câți dramaturgi vechi, noi, contemporani sau clasici au două în același timp, în același oraș? Nu sunt. Același lucru, aceeași piesă. Nu sunt. Îți spun eu că nu sunt. Colegul meu Caragiale are. Așa. Colegul Caragiale are și el vreo două. Nu sunt. Da, nu știu, în momentul ăsta s-ar putea să fi fost în situația asta și Mimi Brănescu. Ești performeră, asta e, vrei, nu vrei. E posibil să fi fost Mimi în situația asta, Mimi Brănescu. Și atât. Da, da. Eu oricum îl consider pe un suflet înrudit în materie de scris. Pe Caragiale. Pe Mimi Brănescu. Pe Mimi Brănescu. Caragiale ne-a scos pe toți din pălăria lui. E adevărat. După păcate am moștenit și puțin. Am luat conținutul, nu și restul. Salutări din Sydney, Doinița Serea, mă bucur să vă văd. Citesc cu multă atenție și plăcere postările de pe Facebook. Apropo, și-a găsit stăpân pisoiașul bolnăvior? Deocamdată nu suntem în etapa de stăpân, Pompii. Pisoiul Pompii. Atâta e, nu? Are 800 de grame. Se zbate între viață și moarte, are plămânii foarte încărcați. A fost găsit pe stradă. Și la tine? Cei de la... Nu, este o asociație care se cheamă Pisici pe Creier.
și care salvează, cred eu, nu pisici, numai pisici, dar pisici oricum. Frumos. Și l-au găsit și l-au luat la 3 noapte, l-au dus la veterinar, costă enorm tratamentul și așa. O găgălice așa, oamenii ar zice, băi, sunt copii bolnavi și voi vreți să salvați treaba asta? Da, noi vrem să salvăm acest suflet. E dreptul fiecăruia, sigur că da. Asta, da. Comparațiile mulțumesc astea că ați întrebat, deocamdată este tot de un fir de păr, atârnă vieții și ora lui. Cineva din Sydney care te urmărește. Da, am făcut zilele astea, am tot pus. Că pompii are ceva extrem de particular, are pe o coapsă așa, o inimă impecabil desenată, dar zici am că văzut. Este aia, da. Am văzut și, imagine. Și îți face sufletul, te impresionează. Păi te cred și uite, mai zice ea ești aici. Ești foarte prăpădit. Mi-ar plăcea un live streaming de la unul dintre spectacole dumneavoastră de teatru. Asta ar fi o îmbrățișare bună a tehnologiei. Pentru că sunt oameni care nu vor, n-au cum să ajungă la spectacol. Știu asta, dar te-ai gândit teatrul vreodată? E foarte prețios. Nu știu dacă oamenii își dau seama cât e de prețios teatrul. Este prețios pentru că el se întâmplă atunci acolo. Teatru filmat este un teatru infirm. Teatru filmat nu prim... Teatru e un privilegiu. După părerea mea, în mod normal, pe cinstite, biletele la teatru, nu la Național, dar la alte teatre, mai ales la Independent și la Metropolis, sunt foarte ieftine, dat fiind că tu primești ceva atât de real și de costisitor real în clipa aia. De asta, un spațiu ca Green Hours, dar nu sunt ieftine comparat cu lefurile de la noi. Comparat cu lefurile, nu sunt ieftine, sunt chiar scumpe. Dar spun așa, ca ce cumperi? Cumperi ceva foarte prețios și cumperi cu banii pe 2 pachete de țigări. Treaba este că la Green Hours, de exemplu, cine a fost știe că este un bar lung și îngust. Și eu am început acum, de când m-am întors la Green, de o vreme, de când s-a închis Godot, am fost chemată în diverse locuri în orașul ăsta, în locuri mai pricopsite să-mi duc spectacole și am spus că e un bun moment să fim fiul rătăcitor care ne întoarcem acasă și să repunem Green-ul pe harta Teatrului Independent în București, pentru că e locul din care am pornit. Godot s-a dus de tot? Nu s-a dus de tot, din toamnă se deschide, nu știu încă detalii, de asta nu le spun, dar o să facem tâmbălău atunci că ne vom întoarce și la Godot cu mare parte din spectacole. Dar la Green e un spațiu lung și îngust. Voicu Rădescu este un om care face de 20 și de ani, ține teatrul ăla fără niciun fel de subvenție, fără niciun fel de sponsorizare și fără niciun fel de talent administrativ. El este doar un om foarte, foarte talentat în sensul că a vrut să facă teatru și n-a făcut actorie sau ceva, a vrut să facă teatru, a crezut că poate să facă teatru și a și putut din momentul ăla. Dar am tot zis-o, că eu cred că toți îngerii păzitori din oraș sunt deasupra lui Voicu, pentru că e inexplicabil cum a rezistat toți anii ăștia, că el nu e un negustor, adică e un visător. Știe, dar știe să ține locul ăla. Da, îl ține, e o aventură, dar îl ține. E unul dintre cele mai longevive locuri. Și am zis că ar fi frumos să ne întoarcem acolo, acum când Godot, și să dăm un boom așa locului. Și mă uitam că eu mi-am mutat toate, pentru că e lung și îngust și e dezavantajos să nu fii lângă scenă. Ești mai în spate. Da, fiind îngust nici n-ai o vizibilitate așa. Și atunci mi-am adus spectacolele să joacă și în scenă, dar și printre spectatori în sală. Mult, adică eu nu știu să recomand oamenilor unde să-și ia bilet, pentru că se joacă peste tot și oricine devine la un moment dat avantajat și ceilalți... Oricine ajunge să fie în primul rând, măcar câteva minute și să prindă momente excepționale din locul ăla, să vadă. Și mă uitam la oameni, exact la spectacolul ăsta, la Ilona Brezoianu, la Fata din Curcubeu sau la Letiția, la această Sonia, că sunt momente de emoție așa și spectatorii sunt la distanța asta de actor și se uită la el și uneori lacrima cade din ochiul actorului pe umărul spectatorului și mă gândesc că da, nu sunt condiții acolo, nu sunt cine știe ce fotolii comode, dar treaba aia este foarte prețioasă, aia ar trebui să coste nu în bani. Este un teatru pentru privilegiați. Oamenii mai comentează că să vină acolo, în subsolul ăla, cei care sunt rafinați real și degustători, gurmanți de teatru real, știu de ce trebuie să vin în Green Hours și vin. Dovadă că am reușit să umplem
spațiul de la Greenhouse unde nu mai veneau oamenii. Totdeauna ați avut casă plină acolo când ați făcut acolo. Da, dar asta cu plinul în sălile mele de teatru e cu e prețul pe care doamna din Sydney sau cine zicea, doamna din Timișoara, din Sydney, îl știu. Că da. am dezvoltat o artă a milogelii, o artă. Milogeala cu farmec, aș putea să scriu cărți despre asta. Da, cum a fost aia cu scaunele, da? Cu scaunele, unde am vrut să cumpăr 10 scaune, am cumpărat vreo 25 și am schimbat și mocheta. Da, mi-ai zis că nu mai e nevoie, așa ai zis. Am schimbat și mocheta în Green. Da, m-am oprit la un moment dat pentru că mi-a fost frică că ne băgăm în niște datorii prea mari, pentru că ideea era că luam banii ăștia pentru scaune, oamenii își cumpărau un scaun în Green și după care aveau, intrau gratis până când se amortiza scaunul, plus două spectacole așa, gratis, oricare ar fi fost. Și mi-am dat seama că ne băgăm în niște datorii prea mari și se va lungi prea mult perioada în care va trebui să dăm banii înapoi. Șocul meu a fost că au fost cam 4 oameni care au venit să-și amortizeze banii pe scaune. Adică ei practic le-au donat. Fost, da. Deci au fost oameni care au luat și mai multe scaune și n-au pus piciorul să vină și care văd că mi urmăresc postările, îmi comentează, nu au venit niciodată sau dacă au venit și au plătit bilet, nu că n-am avut tot dragul pentru cei care au venit și și-au folosit asta, că aia a fost înțelegerea, dar șocul meu a fost cât de mulți oameni au făcut asta, după care poate n-au avut încă timpul să vină să-și amortizeze. E posibil și există asta, oamenii sunt foarte mari care fac gestul pur și simplu pentru că da, și dacă n-au avut timpul, dacă n-au avut timpul și vor veni, treaba lor, când o să vină, cât o să fie Green-ul și noi acolo, dar și după ce nu o să fim noi acolo, scaunele sunt acolo, deci se vor putea duce la colegi de-ai noștri. Deci, practic, câte scaune noi sunt datorită acțiunii tale? Vreo 25. Că nu încăpeau foarte multe, da. Vreo 25 și niște mese din alea înalte pentru locurile mai din spate. Din spate, da. Că am luat și scaune de bar pentru locurile mai din spate și mocheta de pe scările care coboară în Green, unde riscai să-ți rup gâtul că se cam mișca aia care era și era de mulți ani. Mocheta am schimbat-o, culmea da, că nu mocheta. Când am mai fost eu, înseamnă că într-adevăr sunt multe schimbări. Culmea că nu mocheta a costat mult, care trebuie să fie din aia de trafic și așa, ci să pui mocheta cu șipcile, cu pus, nu știu cum. Aia a costat mai mult decât mocheta. Una peste alta ne-au ajuns banii și ce să zic? Acțiunea este de consemnat, nu degeaba am insistat să o spunem. Sângele meu de negustoreasă, ai mei au fost negustori, mama a avut o covrigărie, tata și el a fost negustor și în mine curge un sânge de negustoreasă. Asta, mă îndoiesc că de acolo. Dar în orice caz, răspunsul tău indirect este că chiar dacă știi că ai, să zicem, 1.000-2.000 de doritori în diverse continente ale pământului ăsta, un live streaming n-ar fi o satisfacție pentru tine ca om de teatru. Nu, pentru că în primul rând după aceea vor circula bucăți din spectacole în așa și așa aducem spectatorii greu în sală și mie mi-e rușine. Când văd teatrul de-al meu filmat, mi se pare că nu se transmite bulgărele ăla de inefabil și nu e deloc același lucru. Mai bine, eu prefer, sincer, ca doamna din Sydney să-și închipuie cum e. Dacă nu ajunge niciodată, să-și închipuie cum e un spectacol de-al meu. Dorința. Sunt convinsă că este măgulitor pentru mine dacă își închipuie, o să creadă că sunt mai talentată decât sunt, decât să vadă și să fie dezamăgită. E tânără, s-ar putea să vină. Îmi place cum scrie și pentru film, spune Lavinia, m-a motivat să văd filmul românesc după ce am văzut Bună ce faci. Mulțumesc mult! Bună ce faci e din tinerețea mea. Am mai scris între timp, a fost un Hotel Kabul de curând, o premieră de curând, de vreo 6 luni, nu știu. Păi de asta e de curând pentru noi. Asta se joacă, s-a dat? Un Hotel Kabul, da. Da? A fost. Dar ca orice film românesc a fost 2 săptămâni pe ecrane și pus gata. De la 3 la 4 la mol, miercurea. Cine să meargă? Sau la 11 dimineața joia. Dar nu-i condamnăm pe patronii de la mol că preferă un film cu Julia Roberts pentru că lumea va merge la Julia Roberts și aia e. Pe cine ai în distribuție? Nu am eu, sunt filme pe care nu le-am făcut eu.
Le-au făcut regizorii respectiv. Vorbesc despre un hotel Kabul, da. Florin Piersic Junior e în rolul principal, Ofelia Popi, actrița despre care vorbeam, în rolul feminin, Dorina Chiriac, Ilona Brezoianu, deci, Adrian Titieni, excepțional. Fostul meu profesor, mă rog, clasă paralelă, dar mie îmi place să zic că mi-a fost profesor. Era coleg. M-a salvat la un moment dat, la o restanță, mi-a întins o mână și m-a ridicat de pe jos. Ți-a suflat? Nu mi-a suflat la actorie, din păcate. M-a suflat vântul și m-a zburat din școală și el a întins o mână și m-a ridicat. Da. Asta e mare lucru. Da. Cum simțiți publicul de teatru din străinătate știind că ați avut reprezentații și în afara țării? Am fost de curând la Bruxelles și la Köln. Și tot cu una dintre astea sau cu mai multe? Cu Noi Patru. Da. Am fost cu spectacolul Noi Patru. Da. În loc de Marius Manole a jucat Medea Marinescu, pentru că rolul permitea. E un rol de băiat, dar pe care eu inițial scrisesem cu gândul să fie tot o actriță, să joace travesti. A și fost inițial Dorina Chiriac, după care viața ne-a dus în așa fel încât ea a ieșit și a intrat Marius Manole. Și când am venit ocazia asta să mergem la Bruxelles și Köln, calculam noi cu ce să mergem cu ăsta și cu un spectacol cu mine și Medea și până la urmă Marius a descoperit că nu poate și a zis: Medi, de ce nu intri tu în rolul meu și mergeți voi fetele așa frumos, foarte generos din partea lui. Marius e un om generos și ne-am dus la Bruxelles și Köln. Șocul a fost că au venit oameni să ne vadă, nu credeam, adică e foarte greu. De exemplu, la Köln fusese pe acolo cineva care organizase niște spectacole, dintre care unele s-au ținut, unele nu, cu bilete vândute, adică oamenii și-au luat niște, ceea ce se cheamă în românește, țepe. Da. Și sau chiar când s-au ținut spectacole au fost de calitate îndoielnică, pentru un nivel din ăla de solicitare intelectuală jignitor până la urmă, așa că oamenii teatru nu sunt... sau teatru. Divertisment? Teatru. Cred că există și o specie care împletește lucrurile astea, un fel de teatru divertisment la limită, așa, mers pe sârmă, dar nu în sensul bun. Și oamenii nu mai băgau în seamă anunțurile, chemările și așa. Și acest domn care ne-a dus pe noi acolo, un om chiar deosebit, adică care nu ne-a luat camere la hotel ieftine, nu ne-a luat de la aeroport cu un hârb de mașină, că auzi povești de la cei care românii când merg în străinătate. Nu ne-a dus să mâncăm la unde-i mai ieftin. Nu, omul ne-a tratat de parcă îi veniseră verișoarele preferate din România în vizită în străinătate. Foarte frumos. Și chiar s-a comportat de parcă cine știe cine eram. Și omul ăsta mi-a zis: eu la Köln n-am mai făcut, acolo s-au întâmplat lucruri și oamenii n-au încredere, nu știu ce o să fac, încercăm. La Bruxelles mai făcuse, acolo Medea și Marius avuseseră săl pline, oamenii știau, au văzut și numele Medeei, pe mine mă asociază oarecum cu Marius, că el joacă în multe de ale mele. Și m-am aruncat acolo două anunțuri că o să venim, nu prea s-au vândut bilete și domnul impresar mi-a scris, a zis dacă până miercuri, era vineri sau așa ceva, văd că încep să se miște, pierd avansul pe care l-am dat pentru sala din Köln și renunțăm la spectacolul din Köln, facem doar la Bruxelles. Și atunci m-am mobilizat și am început cu niște milogeală de-a mea sofisticată și fermecătoare și... Pe Facebook. Da, pe Facebook, așa. În altă parte. Nici n-am Instagram. Și un domn din Köln mi-a scris, un român de acolo, și mi-a zis am citit că e posibil să nu mai veniți. Eu am scris, evident că am împărtășit problema tuturor. Dacă până miercuri nu cumpărați, nu mai venim. Da. Eu, pentru mine adevărul e cea mai valabilă minciună. Și însă am văzut asta. Am cumpărat un rând. Că e necesar să cumpăr două. Un rând avea 17 locuri. Un bilet costa nu știu cât. Gen până în 40 de euro. 17. Era ceva. Să mai cumpăr unul? Nu, zic, ce faceți cu ele? Aveți prieteni care... Nu am idee dacă am prieteni. Și atunci de ce ați făcut asta? Și vreau să dau și 1000 de euro domnului care să-l ajut să...
Zic, dar de ce ați face asta? Deci nu dați nici un 1000 de euro și stai, opriți-vă, nu mai cumpărați. Ce faceți cu ele? Găsiți cui să le... O să văd dacă o să găsesc, dacă nu o să găsesc. Zic, dar de ce ați făcut asta? Pentru că vreau să petrec o seară așa cum am gândit eu că o să o petrec în momentul în care am citit că veniți. Și eu nu vreau să... M-am gândit că așa o să fie și așa vreau să fie. Și să-mi spuneți dacă... Și miercuri m-a sunat domnul impresar și mi-a zis, am două vești bune și una bună și una proastă. Vestea bună este că îl facem pe cel de la Köln și vestea proastă este că va trebui să continui să faci ce faci pentru că ai scris asemenea postări când venea mie să cumpăr toată sala, zice. Asta era vestea proastă? Asta era vestea proastă că va trebui să în continuare să-mi smulg părul, să mă dau de ceasă morții și așa. Și am avut spectatori și într-o parte și în alta. Și Români, nu era tradus spectacolul. La Bruxelles el miza cam pe 400 de spectatori, au fost 500. La Köln au fost vreo 200 și ceva, ceea ce însemna foarte mult pentru un oraș care a avut să se experiențe urâte cu venitul de așa. Da, acolo e comunitate românească. Sunt în ambele. Și au fost foarte, ca să revin la întrebare, că sunt concurența domnului Piersic senior, la cât de guralivă sunt. Nu, lasă că ne descurcăm. Pe tine așa, te mai sunt nevorbită, așa. Detest faptul că sunt atât de vorbăreață, dar aici chiar e locul potrivit să fiu vorbăreață, că de-aia m-a chemat, nu? Exact. Așa. Spectatorii ne-au emoționat foarte tare. Deci, în primul rând, că eu am niște poante în noi patru, e un spectacol, e o comedie, o smart comedie, așa, o comedie, să zicem, mai inteligentă. Dar sunt și acolo glume de mai multe paliere și eu îmi dau seama de nivelul oamenilor din sală în funcție de ce îi distrează cel mai tare, la care glume se entuziasmează ei cel mai tare. Și sunt unele la care nu se reacții deloc, pentru că presupun niște lecturi, niște să știi un minim lucru și despre mine și despre actori, că facem mult mișto de noi înșine acolo, deci trebuie un pic să fii documentat. Și spectatorii de la Köln pur și simplu m-au lăsat cu gura căscată. Eram convinsă că habar n-au nimic despre... Nu, deci râdeau exact în locurile în care mă bucur eu cel mai tare când se râde. Erau spectatori extrem de inteligenți, foarte calzi, foarte prietenoși. După aia, tipul ăsta cu care ne-am și împrietenit, care a cumpărat rândul și așa... m-a întrebat după aia dacă vreți să ieșim, da, plus înainte de spectacol, a zis dacă vreți să vă arăt Kölnul cu eu cu soția mea, un IT-ist. Și am zis, da, sigur, Alibaba este pe Facebook, ca să știți. Alibaba, da, așa bun spune. Nume. Alibaba Novak. Și a zis, vă arătăm Kölnul și... Chiar ne-a dus și ne-a arătat frumos de tot, foarte drăguț, și cu băiețelul lor au venit și a zis, dacă vreți, după să ieșim, să mâncăm, zic, păi uite, impresarul vrea, hai puneți-vă de acord, impresarul și el au hotărât, a zis, vă deranjează dacă mai vin și alți români care s-ar bucura să... Nu ne deranjează. Și a fost o masă așa, nu știu, de 10-15 oameni români, de cea mai bună calitate, adică nu asta e undeva trist, că pleacă oameni foarte, foarte buni. Și pentru voi satisfacție mare să întâlniți astfel de oameni, dar și trist, că asta înțeleg din ce spui. Sigur că nu mai contează acum atât de tare granițele, sigur că toată planeta asta a devenit o țară mare și te poți plimba dintr-o parte asta în alta. Asta vor unii să ne facă să crede. Mie mi-ar plăcea să întâlnesc mai mult pe stradă oameni din ăștia cum erau acolo. La asta mă gândeam. Iar la Bruxelles tot așa, a fost plin, s-au bucurat foarte tare, au reacționat, ne-au iubit, ne-au arătat că ne-au iubit, ce să zic. Deci e o experiență pe care spectatorii din străinătate, spectatorii din străinătate, ca să-i răspund doamnei, dacă nu n-o fi adormit între timp. Nu, că foarte vigilentă. Sunt ieșiți din comun spectatorii din străinătate și cei din provincie
într-un anume fel au ceva din calitatea asta, că ei consideră un eveniment că te văd pe tine venit de la distanță. Că nu li se oferă zilnic. Dar în străinătate e ceva, ori sunt eu ușor dezechilibrată psihic, lucru care tinde să devină certitudine, dar mă emoționez, mi se transmite... Nu mai spune asta, abia acum când mi-ai dat și rețeta fericirii cu doctor Berg și acum tu... Aia e cu fizicul, asta e cu psihicul. Mi se transmite un soi de emoție din sală, mi se pune nodul în gât. Deci oamenii ăia au o căldură... Bravo ție! Au o energie și o căldură care pe mine mă... Da. Asta e bine. Măcar de ar fi toți pe scenă cu această stare de recepție. Te ia valul, îi simți, vine o căldură... O să mergem poate la Londra, o să avem nevoie de... Hai, nu vreau să mă gândesc. Londra e greu de înduplecat, am fost și acolo de câteva ori. Știu că sunt și acolo mulți români, încă nu i-au trimis acasă. Sunt greu de adunat, sunt mulți și tot așa, sunt mulți, foarte sunt mulți. Simpatici, dar greu se mișcă. Și sunt mulți care vin de pe lângă Londra, sunt... Asta contează. E greu să-i convingi, da. Vă admir pentru că vă implicați și în viața cetății. Același lucru aș fi spus și dacă n-aș fi fost de acord cu ceea ce susțineați, dar sunt 100% de acord, spune Teddy Crist de la Londra. Ca să vezi, ai zis un cuvânt, imediat s-a apărut omul. El a scris mai devreme, dar am așteptat să iei o pauză. Închei o frază. Așa, aș vrea să vă întreb dacă v-au descurajat momentele tensionate de care ne-am lovit. 1. Faptul că România TV a încercat un linșaj mediatic al artiștilor care au fost la proteste, le-au pus fotografiile pe ecran, știi faza, bineînțeles. 2. Atacul domnului Găitan la colegii de breaslă și te zdruncină astfel de situație, concluzia lui. Dar întrebarea era pentru tine, întrebările. Asta cu televizorul pe mine nu mă atinge, nu mă uit la televizor de foarte mulți ani. Nu că aș fi vreo ființă elevată, dar eu n-am măsură. Și pentru mine este o asemenea faună televizorul, încât... Am uitat să ne închid. Voiam să zic că ai un bruiaj aici, dar mă rog, am zis că asta e... Nu, e un reflex. Fiecare casă cu obiceiurile ei. Da, n-am măsură, da. Nu am măsură și tind să mă uit la cele mai de jos emisiuni pentru că e fascinant. Spectacolul uman este... Nu, ce facem noi la teatru nu nici nu tinde măcar să concureze ca spectaculozitate, ca lipsă de limite. Noi avem limite la teatru, ești limitat. Acolo nu mai există limite și pentru că mă uitam ca o drogată la televizor, de foarte mulți ani nu mă mai uit. Deloc. Dar bineînțeles că lucrurile alea care fac vâlvă, le văd pe internet. Eu știu că e chiar ilegal, e instigare la violență să pui niște oameni wanted, să-i pui pe ecran. Și cred că s-a comentat atunci... Nu-i nevoie să-mi dau eu cu părerea despre asta, dar faptul că anumiți actori, dintre cei pe care noi i-am admirat, i-am iubit, acolo am fost la filme, mare. Am fost la spectacole, că nu e, n-are rost să spunem un nume, sunt multe. Faptul că ei refuz să cred că ei real au credințele astea, refuz să cred. Și atunci? Se vând. Asta fac? Da. E mai nasol așa. Se vând. Acum și asta cu judecatul vânzării aproapelui. Aproapele poate că are altă viață decât am eu. Poate e singura lui scăpare să se vândă. Și dacă singura scăpare a unui actor cunoscut, nume, talent, o trecere demnă prin teatrul românesc până acum, singura lui scăpare este să se vândă, mie mi se pare că deja situația asta conține în ea pedeapsa. Nu are sens să mă apuc eu să-i spun de ce faci, eu care fac teatru independent, care pot să scriu, care am reușit să-mi găsesc calea mea de supraviețuire. Nu sunt deloc pentru judecarea celor din jurul nostru, pentru că niciodată nu deținem tablou complet. Sigur că există și lichele. Sigur că există și lichele. Cam acolo se mișca întrebarea. Există lichele care pur și simplu au această
trăsătură preponderentă, ori genetică, chiar, oricum o fie. Poți să spui că poate fi și vocație. E o vocație și lichelismul și au tot ce le trebuie, nu le lipsește nimic, și talent și tot. Mm. Și le place și să perie pe cine e la putere. Aia iarăși o problemă a lor. Eu nu mor de drag când mă uit în oglindă, dar doar pentru că mi-apar riduri pe care nu le doresc. Dar în rest nu am ce să-mi reproșez. La capitolul coloană curbată, nu, sunt bine. Și eu presupun că e foarte neplăcut să te uiți la tine ai, și ai să... Ai zis foarte frumos. Laura Cărlescu, mare campioană, s-a uitat puțin la noi. Păcat că nu reușesc să o prind, să o conving să vină să povestească. Simona Marin, Ovidiu Lipan, cred că știi, Tiberiu Popescu, Sonia Stolber din Germania ne salută, Mihail Turturică, Vicky Tuca, Liana Ruxanda, Vicky Tuca spune, înțeleg de ce nu vrea live streaming, dar Teatru TV, cum mi se pare? Transmite emoția reală sau teatru radiofonic? Teatru TV este, vorbim de Teatru TV real, nu despre faptul că uneori au pus niște camere pe scenă și au filmat pe scenă și reacțiile sălii și așa. Deci și ăla cât de cât de obicei făcut decent, că se organizează înainte cu car, cu... Da, și ăla... Are o regie chiar. Are regia de teatru, adică nu se poate... Nu are nimic în plus? Nu. Dar și ăla e un compromis, un mare compromis. Dar Teatru TV, real, cu regie de Teatru TV, așa, ăla se filmează în multe zile, ca un film... Și e gândit să aibă aturi pe care teatrul de scenă nu le poate avea. La Teatru TV profiți de faptul că se montează ca așa și lucruri care nu se pot face pe o scenă, pentru că totul e acolo în cutiuța aia și schimbările și tot se fac sub ochii spectatorului, la Teatru TV poți ai avantaje și pierzi, evident, din emoția aia de a fi în aceeași încăpere cu Mariana Mihuț, care nu puteți să vă închipuiți cum dărâmă ziduri cu energia, pierzi din avantajul de a fi în aceeași încăpere cu Mariana Mihuț, dar ai alte avantaje, că se poate face mult mai în detaliu, mult mai... Ai prin planuri. Ai prin planuri, ai, da. Elimini, deci Teatru de TV, moarte, da, corect. E altă discuție, altă mâncare de pește și sunt oameni Teatru care... radiofonic îți spune ceva? Da, îmi spune. Castări? Că noi am că crescut, da. Tu ești mică, dar noi am crescut cu teatrul radiofonic. Eu nu sunt mică, am 50 de ani. Mulți înainte, dar tot mică am jumătate ești. Din vârsta de... României. Da? Deci sunt cât o semi-românie. Deci ai văzut ce referă găsit? E jumătate din vârsta României. Deci jumate România. Vă rog frumos, spuneți-mi, statul radiofonic. Teatrul radiofonic este ceva foarte frumos și care are poezia lui. Vocea transmite stări. Vocea transmite stări. Sunt actori care au niște voci ca niște instrumente. Niște exact. Voci de o frumusețe. Eu nu am ascultat teatrul radiofonic în ultimii ani, așa că în mintea mea teatrul radiofonic e cu voci Ștefan Iordache. Păi tot aia sunt. Aceleași voci sunt și acum, marile piese sunt reluate. Sunt reluate, m-am speriat. Am crezut că s-a găsit o metodă prin spiritism. Nu. Gina Patrichi, de ce astea le am eu în cap când zic Olga Tudorache? Așa, când zic despre teatrul radiofonic, dar... Sper că acum când se face se ține cont real de instrumentul din gâtul fiecăruia. Eu sunt un om care nu în veci și pururi nu m-aș duce nici dacă m-ar chema, pentru că ar fi o impostură. Dar am colegi cu voci care ei ar trebui să facă și pot să zic niște nume. Marius Manole are o voce extraordinară, Ișvan Teglaș are o voce extraordinară, Cătălin Babluc are o voce superbă, Ana Ularu are o voce ieșită din comun. Unii dintre ei chiar fac teatru. Ilinca Manolache are o voce extraordinară, Letiția Vlădescu, Ofelia Popi, sunt oameni cu voci, adică minunate. Și Ionuț Grama, și ei ar trebui să facă... Dar e o soluție teatrul radiofonic pentru a comunica stare. Da, dar ar fi important să nu se meargă pe prietenie acolo, ci pe calitatea pe calitate. Vocii. La asta cu vocea subscriu total, pentru că de foarte și vorbirea, ori... curățenia vorbirii. Să nu avem vocale tot, de da. Baltă albă și de mai nu știu ce.
și lipsă de vocale, adică vorbirea aia șanta cu aud la radio, mă umplu de bube și așa, și pe scenă când o aud mă îmbolnăvesc. Eu aud și la televiziuni, sunt comentatori cu vechime care înghit jumătăți de cuvânt. Înțeleg de ce nu, asta cu teatru radiofonic am lămurit-o, Tonia Gherghel, Dara Codescu se uită la noi, sărut mâna Dara, Silvia Chifiriuc, Roman Zinshainal, că unii doar se uită uimiți și fericiți în același timp. Bună seara, ne spune Rosemary Sem, Nicoleta Barbu, vă salut. Lia, cum a fost la Cluj? Pentru că tu ai povestit ceva, am văzut acolo, că eu te citesc, chiar dacă nu mă bag acolo, că nu vreau să-ți tulbur echilibru. Dar nu-mi tulburi. Sunt dezechilibrată deja. Am văzut că acolo ai avut niște emoții speciale și mi-a plăcut cum ai pus în balanță raportul, reacția publicului sport, reacția publicului teatru și cum le-ai îmbinat în starea ta. Probabil că unul ca mine care merg și la sport aș fi văzut diferit, dar te-am înțeles perfect. Care a fost starea ta atunci? Ce să zic, uite, ca să... Că era un meci cu 8.000 de oameni, demonstrativ, tenis, Halep și altă lume bună. Mai nou, noi suntem un popor de pasionați de tenis. Asta se datorează, se datorează Simonei, în special. Presupun că am mai trecut prin etapa asta pe vremuri cu Ilie și cu Nadia. Dar în materie de tenis, cu Ilie, cu domnul Țiriac, habar n-am, dar probabil că și. Eu sunt acel om care nu mă uit la meciuri. Ceea ce e chiar ciudat, că Simona Halep a fost la Green Hours să vadă stă să plouă de vreo 5 ori. Și a venit și cu Stelea, și a venit și cu domnul Țiriac, și a venit și cu Marius Copil. Deci a venit... Că a vrut ea. Că a vrut ea. Da, deci n-a adus-o cineva, ci a cineva i-a adus-o. Cineva i-a zis despre spectacol, o actriță din Stă să plouă, e... că soțul ei este undeva în staful Simonei și a venit să o vadă odată pe această actriță mea, Irina Antonie, se cheamă, e foarte talentată și ea, și după ce a văzut... Noroc! Iată, nu mint, mulțumesc! După ce a văzut, a revenit și a adus prieteni și l-a adus și pe domnul Țiriac și tot așa. Asta pe mine nu m-a făcut să mă uit la tenis mai mult decât mă uitam. Eu nu mă uit. Mi se pare doar un obiecțel rotund care trece într-o parte în alta. Da. Sigur că e de admirat orice pe lumea asta ce ajungem să facem printre cei mai buni din lume. Dar eu nu pot depăși ideea că e doar un obiect rotund care se duce dintr-o parte în alta. Cum nu pot depăși ideea asta nici la fotbal, nici la nimic. Te înțeleg. Și în schimb, în jurul meu, să ne înțelegem, Marius Manole a căzut pe jos. S-a uitat la nu a căzut pe jos acasă uitându-se la un meci de-al Simonei, s-a emoționat și s-a implicat atât de tare, încât la un moment dat a zis, băi, bine, nu mă simt, să mă duc să-mi iau apă, s-a ridicat în picioare și a căzut lat de cât s-a implicat el în meciul Simonei. Deci, cam asta e atmosfera în jurul meu, inclusiv la mine în casă, inclusiv iubitul meu este cât poate să înjure, să facă, să se implice. Și eu calmă, scriu, citesc, zic, cine bat, dar tu cu cine ții? Cam așa întreb. Această persoană absolut ignorantă în materie a ajuns la meciul demonstrativ de la Cluj, din cadrul Sports Festival, care un festival foarte frumos. Când m-am nimerit acolo, am stat 2 zile, am jucat și noi 2 liniuțe, în parc, e o acțiune, e un spectacol care se întâmplă, dar acțiunea din piesă se întâmplă în parc, pe o bancă, asta e tot decorul, o bancă din parc și chiar într-un parc am jucat și asta a fost foarte frumos pentru noi. Și clujenii, n-a fost cu îngrădit, stătea cine voia, erau vreo 70 de locuri se putea sta și în rest se circula, parc ca Herăstrău, ca Cismigiu. N-am putut să nu facem comparația, să nu ne gândim cât s-ar fi strigat la București. Bă, ce altă-l pe ăla, bă! Nimic de genul ăsta, dintre aia 70 de oameni care au fost din prima clipă acolo, nu s-au ridicat
vreunul să plece, ba mai mult s-au mai adăugat niște zeci care au trecut, au rămas în picioare și nu s-au mai clintit până la sfârșit. Ceea ce pentru mine este... Satisfacție imensă. Este imens, pentru că asta e mai mult decât să vină să plătească bilet. Faptul că el a ieșit în parc cu copilul și cu soția și că poate să bea o bere undeva sau să facă orice în parcul ăla, pentru că Clujul ăsta arată halucinant. Nu se compară cu București, în niciun fel. În niciun fel. Știu. Asta m-a impresionat foarte tare, după care am luat-o spre locul ăla unde se juca meciul. Nu pot să zic cum arăta drumul până acolo. Copiii ăia sunt minunați, în primul rând. Tineretul clujan este de o frumusețe. Frumos îmbrăcați, relaxați, nu se uită unii după alții, nu urlă unul, nu înjură. Erau și pe dealuri, și pe pufuri de alea umplute cu nu știu ce, se stătea tolănit și o minune, și nu știu unde un concert, și toată lumea era, ziceai că ești pe altă planetă, jur. Așa, și am ajuns la acest meci. S-a stat nu știu cât, din astea demonstrative de echipa de gimnastică ritmică, niște fetițe de pe acolo, de la Cluj, așa. Lucru care tot timpul, ca actor, te duce cu gândul la, Doamne, cât muncesc alți oameni ca să fie sub ochii privitorului, da. Și cât de puțin muncim noi, totuși. Pentru că la fetele alea era o muncă câinească. Și noi ne gândeam că noi învățăm niște texte, mai râdem, mai plângem, mai așa. Sigur că nu e de disprețuit ce facem noi, dar față de munca aia de miner pe care o vedeai la niște fetițe de 10, 11, 12 ani, era așa. După care a venit momentul în care a intrat Simona, au intrat cei invitații, o cehoaică, un italian, clar că n-am cum să zic numele, că nu așa, și Fonini. Marius Copil, care s-a spus acest Polini, Antucova și așa, Fonini. Fonini, așa. Cum îl cheamă, că cel mai frumos tenismen. E piticanie. Da. Da, depinde și cu ce compari, Marius Copil era infinit mai frumos, vreau să zic. E adevărat, și infinit. Infinit cu un corp minunat, ne uitam, ce mă, bă, ăsta-i vine până la buricul Marius Copil și așa. Iar în momentul în care a intrat Simona, mi-au țâșnit lacrimile, uite așa, pentru că o sală întreagă de 8.000 de oameni să urle în felul ăla, să-și aprindă telefoanele, să... I-au pus un film despre ea în care erau intervievați părinții ei, făcut chiar de cei de la Cluj. Niște momente de lei din astea de mare chinuială, când se prinde o minge, a pierdut o minge, momente de plâns, momente de bucurie, momente de... Doamne, pe care nu o să le ai niciodată pe o scenă. Ce se întâmplă acolo? În altfel, felul ăla, altfel, felul, da. Nu, ea se desprinde din realitate. Și se uita și ea la filmul ăla și la sfârșit plângea, dar plângea. Și eu nu știam încă ce înseamnă un meci demonstrativ și credeam că chiar va fi un meci. Și am zis, de ce au făcut asta? Cum să faci pe cineva emoțional în halul ăsta? Că, îi făcuseră sufletul țândări. După care a început meciul demonstrativ și mi-am dat seama că oamenii ăia, dacă își doresc să facă comedie, ne au la degetul mic. Deci râdeam cu lacrimi. Ei se jucau. Când ajungeau să dea cu șutul, cu pieptul, da. Cu a venit tatăl Simonei, domnul fața. Antrenor australian s-a dus, l-a luat din sală, i-a dat. Da. Și culmea e că a și închis-o pe Simona, adică i-a dat o lovitură pe care ea n-a putut să o apere la un moment dat și s-a rupt sala. Domnul Boc a jucat și el un pic, care este foarte drăguț față de ce înțelegem noi prin edil, da. Bune. Corect, adică, corect. Deci pentru mine, ca să revin la întrebare, vedeți, riscați când mă întrebați lucruri, că eu răspund. Nimic, că e foarte frumos ce spui. Ca să revin la întrebare, la Cluj a fost o minunăție. M-am bucurat că avem o asemenea țară în țara noastră, o altă țară. Da, e o altă țară. Frumos ai spus. Nu știu, vreau o țară ca la Cluj. După Cannes și Bacalaureat urmează un alt film? Să filmez eu? Că mă întreabă de mine ca actriță. Eu am fost actriță la Bacalaureat. Așa. Cannes-ul ăla nu e așa mare scofală. Important e să joci la Mungiu, credeți-mă. Aia e întâlnirea vieții, nu faptul că ajungi la Cannes. Dovadă că eu nu mi-am anulat spectacolele de la mine de la teatru. M-am dus, cred că am fost singurul om care...
Trebuia să fiu pe covor roșu la Cannes și a ajuns la ora 4 după amiază, la 6 eram pe covor, la 1 noaptea plecam înapoi, că eu n-am vrut să anulez niciun spectacol, pentru te că... Te duci și te-ai întors? Da. Colegii mei își plătesc chirii din acele spectacole și am zis că Cannes este un accident în viața mea, care sigur nu se va mai repeta, Metropolis nu este un accident. Nu se știe, Metropolis e ceva ce vreau să țin și așa că n-am anulat nimic, am bifat și Cannes, m-am întors și acasă la, pe scenă. Ce urmează, asta nu mai mama Omida poate să zică, pentru că... Sau un regizor. Sau un regizor, dacă fac un apel umanitar, dacă vede cineva, iată, telegenia mea este asta care se vede în clipa asta, da. Deci nu mare, nu mică, mediocră, dar e nevoie și de mediocru. Eu consider că mediocru de calitate e foarte important. Da, uneori mediocru poate... ne dă pulsul unei țări. Da, important să știi cum e mediocru unei țări. Corect. Aici. Da. Da, dar nu e cazul tău. Lasă acum, nu ne omorâm cu modestia asta ta, că mă dobor. Eu sunt ca Ikea, așa. Bine montată, știi? Când zic bine montată, mă refer la montarea pieselor, da, să ne înțelegem, n-am trecut într-o exprimare porno, nu? Da, deci piesele mele bine montate, așa, și ca actriță bine regizată, bine distribuită, bine îndrumată, pot să faci fiu... treaba. Îți faci treaba cu mine. Deci să nu o luați tot timpul în serios, asta vreau să vă spun, că ați văzut că are simțul. Nu luați în serios pe nimeni, în general. Viața nu trebuie luată Alan în serios. Alan George zice așa, vedem tot mai des că arta e afectată de corectitudinea politică. Cel mai recent caz, petiția făcută de americani care cereau ca Alain Delon să nu primească Palme d'Or pentru întreaga carieră din cauza unor presupuse fapte săvârșite în tinerețe. Tu cum privești astfel de situații? Că știi faza, o știi. Știu, dar nu, nici nu trebuie discutat atât de punctual. Consider că nu trebuie mers în extreme, nicio parte. Sunt niște vremuri în care trebuie să fim conștienți că nu mai putem să disprețuim pe nimeni pentru felul în care este. Nu mai putem să disprețuim pe cineva pentru că s-a născut într-un anume fel. Că e vorba de o culoare a pielii, că e vorba de o zonă a planetei, că e vorba de o orientare sexuală, sau lucruri care alea așa sunt și care ție nu-ți încalcă drepturile în niciun fel. Omul ăla așa e, cum tu ești așa, el e așa. Deci asta e limpede, că vremurile spre asta se duc. Asta e un lucru de care trebuie să ținem cont. Dar, pe de altă parte, să îți faci din asta o religie, să aberezi sensul tău în viață, să devină tot timpul să vezi dacă o tipă este la fel de despomenită ca un tip, să ții un scor, să faci un inventar permanent. Iată. Asta omoară plăcerea vieții, nu mai zic că distruge comedia. În primul rând e un pericol uriaș pentru umor. Nu e posibil să nu mai ai voie să faci glume, nu mai ai voie să zici cuvântul gras. Cum poți să zici despre mine că sunt slabă? Că gras este antonimul slab. Nu e un defect, este o stare. Și nu se poate să nu ai voie să zici gras, zici supraponderal. Nici blond nu mai poți să zici, să știi. Cum? Nici blond nu mai am voie să zic. Dar hai să facem diferența între gras și supraponderal. Supraponderal și gras sunt grupuri de litere care descriu un om gras, adică un om cu kilograme în plus. Ce contează care sunt literele? Nu este un cuvânt jignitor, este un adjectiv de când lumea și să faci din asta o... sigur că tonul face muzica, sigur că poți să jignești pe un om exact, zicându-i deșteptule, adică aici e prostia, că nu cuvintele au bagajul de jignire, ci intenția lor, felul în care le spui. Poți să-i spui, evident, poți să-i spui unuia geniule și de fapt tu să-l desfințezi. E o prostie. Se încearcă să se impună reguli pe niște lucruri care sunt de bun simț, elementar. Și da, mi se pare un pericol mare pentru artă să faci din corectitudinea politică o religie. Consider că oamenii trebuie să se respecte. Nu, tendințele sunt de multe feluri, că tendința este și să premiezi orice
film care are gay în el, îl premiez pentru că are asta, nu contează că e un film prost, ca să arăți că tu ești un festival așa, deschis. Pe de-o parte, și o altă tendință este să nu îl lași pe un om nu știu unde pentru că e gay. Și eu dezaprob ambele din inimă ambele situații. Total adică nu consider că trebuie să fii nici avantajat, nici dezavantajat pentru că ești gay. Nu consider că trebuie să fii nici avantajată, nici dezavantajată pentru că ești femeie. Nu mi se mai pare nici o brânză că ești femeie, ești om. Mai stăm să ne minunăm. Competența, valoarea. Ești om. Mi se mai iau interviuri, fac un studiu despre așa. Vreau să știu ce ați avut de suferit. Ca femeie în teatru. Nimic. Așa le spui? N-am avut nimic de suferit ca femeie. Când am fost proastă actriță, am fost proastă actriță. Nu conta că puteam fi și actor. Bine, nu eram. Și de-aia am pierdut un rol. Fii atentă. Lavinia zice, eu am văzut filmul după ce ați fost la Andrei la psiholog. Deci, bacalaureat? Da, l-a văzut după ce ai fost iată, în emisiune. Iată, mi-ai crescut... asta am vrut să spun. Celebritatea. Da, am fost delicat. Salutări din São Paulo, spune Patricia Montero, Raluca Gioanca, altă educație. Sigur că e altă educație. De cât a cui? Se referea la Cluj, probabil, acolo la momentul. Da. Lala Roxana, nu găsesc un cuvânt mai bun, dar sunt hipnotizată de invitata de astăzi. Îmi place mult cum această vorbește cobra, despre teatru, deși oameni, în general. E sinceră, e tonică și foarte deschisă, o reală plăcere să o ascult. Mulțumesc mult de cineva tot. Mi-ați făcut Timișoara. Ziua. Mi-ați făcut după amiaza. You made my day. Da. Am tradus pentru ascultătorii din alte țări. Nicoleta Barbu, când scrii piese, te gândești la ce actor ar putea juca rolul respectiv? Că tu ai spus asta ceva. Cel mai des, da. Cel mai des, da. Și sau după ce termin piesa, te gândești la ce actor ar putea să interpreteze rolul scris? Cel mai des am în cap, am în minte actori cu care... pe care aș vrea să iau în spectacol și când scriu, deja mă cam gândesc că ăla o să fac aia și recunosc că pun acolo lucrurile pe care actorul ăla le face altfel decât restul lumii și pentru aia îl plac cel mai tare. Asta se numește a pune un actor în valoare. Se poate să fii și refuzată? De actori? Da. Am pățit. Dar foarte, extrem de rar și am pățit... chiar foarte rar, cred că de două ori în viața atunci mea. Nu se pune. Se pune, se pune. I-am ținut minte. Asta știu că tu ții minte. Asta, no, i-am ținut minte nu, în sensul, nu se pune că, i-am ținut minte în sensul că peste o vreme o să-i mai întreb. Că dacă i-am întrebat prima oară, înseamnă că au contat. Că aveam eu de ce să-i întreb. Și că peste corect. O vreme o să-i mai întreb, poate găsesc în alt punct al convingerilor despre teatru. Da, frumos. Cristina Bogdănescu, teatru este unic, te scoate din cotidian. Lia este savuroasă, spune Liana Ruxandra. Închideți televizoarele și mergeți la teatru la piesele Liei. Absolut genial. Deci cineva care te știe foarte bine și care merge la spectacolele făcute de tine. Îmi place foarte mult Lia Bugnar. Toată admirația și mult respect Rosemary Sem. Nelida Dot, bună seara. Nu pot să vă urmăresc în direct de la servici, dar abia aștept să vă văd diseară la mine. O admir mult pe Lia, sper din tot sufletul să aibă spectacol. Nu contează orice piesă în septembrie când vin în țară. Mult succes! Vom avea în septembrie. Da? Eu mulțumesc tuturor acestor oameni. E persoana care vine de peste ocean. Tuturor acestor oameni le mulțumesc, nu zic după fiecare ca să nu te întrerup și fac această baie de complimente și afecțiune, n-aș vrea să o întrerup în vreun fel, dar eu mulțumesc tuturor acestor oameni. Să știi că sunt... Mă citește, abia am început să mă obișnuiesc. Nu fac formal gestul ăsta de a scrie. Deci, da, dar nici nu putem să-i luăm, nu putem serios? Să luăm în serios toate astea, îți spun de ce. Zi de ce, că eu îți argumentez imediat. Bine, eu îți spun de ce. Pentru că Facebook-ul ăsta este o mare păcăleală. E o păcăleală imensă în care fiecare dintre noi ne amplificăm așa calitățile. Vitrina asta care e Facebook-ul distorsionează și păcălește. Sigur că eu mă bucur că ce livrez eu Facebook-ului și în momentul ăsta ție trece și iată prinde acești oameni spun aceste cuvinte. Dar nu-s nebună. Eu cred că ei sunt sinceri.
Dar nu-s nebună să nu realizez că percepția lor este una distorsionată, idealizată, prin simplul fapt că ei te admiră pe tine și eu sunt astăzi invitata ta. Din momentul ăla ei pleacă cu un capital de simpatie față de mine, pe care eu practic nu-l merit, îl confirm acum. Ei au fost 200 de invitați. Da, da. Și n-au zis așa ceva. Ei, au zis de cei mai mulți, stai liniștit, pentru că te plac. Au zis în alte forme, au zis în alte feluri, dar n-au zis așa ceva. N-au zis așa, pentru că oamenii se exprimă, fiecare clipă e diferită. Nu, eu spun așa, că sunt de acord cu tine că Facebook-ul este sursă de distorsie. Dar în același timp, așa cum eu am puterea să constat, dacă mă uit, dacă tu apari la televizor, că eu nu merg atât de des la teatru, nici nu am fost invitat destul. Ei, n-ai fost, ai fost și nu vii. Nu vine, nu vine. Am vrut și eu să psihologul vrezi... muzical nu vine la teatru. Nu vine la teatru, da, asta e. Că el mă admiră, greu. Dar merge pe încredere. Admir factorul uman. Da. Deci, să continui ideea. Eu vreau să vii într-o zi, să vezi. Vin, o să ai o revelație. Vin. Nu, dar să nu-mi așa. Pună lacrimi pe umăr, că eu plâng. Deci, o să-ți pună. Asta, ca să-ți intre la în mine cap. Cu râsul vorbești plâns. Cu fata. Deci, ca să termin ideea. Eu simt când ăla e cinstit cu mine sau nu. Așa cum și tu sunt convins că simți că unul care e pe o scenă sau la un Facebook e cinstit. Oamenii ăștia sunt cu noi și noi suntem cu ei pentru că avem aceeași stare. N-am mers pe ideea să fac 1.000.000 de vizualizări. Eu le mai zic din când în când, a chiar ați dat share astăzi? N-ați dat. Puțin obraz. Dar nu-i nimic, o să dați mai încolo. Deci eu nu merg pe altceva. Oamenii te simți că ești corect, că nu-i păcălești. Și atunci... ei la tine citesc pozițiile tale legate de teatru, de ajutor, de asta și care au fi citit, unii abia acum au aflat de mine. Nu. Ai tăi, unii dintre mulți dintre ai mei te știu pe tine. Și mulți nu. Și te mulți? Știu pe tine, sunt de-ai tăi, da, o viață ai tăi. Dacă sunt oameni care au dat citate din ce ai zis tu. Sunt un dramaturg în viață, dăm citate din dramaturgi. Dar vreau să zic ceva, uite, eu de exemplu nu am, și știu că tu în sinea ta ai judecat treaba asta, eu n-am pus pe pagina mea, n-am anunțat că vin azi aici și spun nu de ce. Nu, ai spun făcut de foarte ce. Bine. Nu, eu nu anunț pentru că nu știu cât de inspirată sau neinspirată voi fi aici și cât de tare o să-mi displacă după aceea ce am zis și ce am făcut. Aici tu și ești nu... cea care ești excesivă. Nu sunt excesivă, nu ba consider, da. Nu știu cum se poate ajunge în situația în care ți se pare că, adică mi se pare frumos să vin dacă tu mă chemi, pentru că tu faci această emisiune și e jucăria ta și dacă tu consider că într-o bună zi vrei ca eu să fiu partener la această jucăria ta, care oricum ea trebuie să funcționeze, e jucăria ta. Știu că vor mulți să vină, dar pe de altă parte... trebuie tot timpul să ai un invitat. Ciclicitatea devine exasperantă la un moment dat. Nu trebuie. Nu? Nu. Vorbești singur? Da. A. 3 ore, ultima oră. Zi tu, Iulia, când am vorbit 3 ore. Acum dar presupun că mi-a plăcut totuși să ai invitat. Dom'le, depinde. Dacă e ca tine, da. Păi sunt mulți oameni plăcuți pe lumea asta. Ai de unde alege. Nu nimerezi pe toți. Bun, deci eu am venit oricum aici pentru că e jucăria ta. Dar... eu nu consider că a fi actor sau a fi chiar dramaturg, să zicem, să-mi zicem așa, te face vreun exprimator de lucruri înțelepte. Adică ai doza ta de prostie și de zile proaste și de momente când chiar nu e nimic plăcut la tine. Ești un savant, ci pentru că ești un om cu idei, cu păreri. Da, dar cu... poți să nu le ai în ziua aia și... Dom'le, am așteptat ziua în care le ai. Eu invidiez pe colegii mei care când merg la televiziune pun acolo anunțe dinainte. Uitați-vă, nu știu când o să fiu. Baby, și dacă o să fii foarte, foarte penibil. De asta ce anunți? Asta pentru că ești foarte circumspectă, tu. Da, sunt circumspectă. Eu nu consider că îmi pune Dumnezeu mâna în cap. Dar să știi că noi am tăguit-o. Așa că... asta e treaba voastră, știu că nu mi-am făcut-o cu mâna mea. Corect. Dar corect. Eu am zile când să știi sunt... că eu nici în emisiune nu spun, la emisiunea de la radio, eu nu spun niciodată cine vine. Pe undeva din aceeași teorie pe care o ai tu, dar eu o plasez altfel. Adică una, că s-ar putea să nu vină și mă fac de rahat. Și dacă vezi vine... Vezi că tu ai neîncrederile tale? Am, sigur că da, dar sunt altfel plasate. Tu ai neîncredere în propria-ți performanță. Eu nu-mi pun problema ce fac eu. Dacă nu vine invitatul și eu am anunțat că vine, am luat nota 2. Da.
dacă fac caz de faptul că vine nu știu cine, dacă anunțam când a venit Florin Piersic, puteam să fac un caz de asta că vine Florin Piersic? Senior sau junior? Și unul și altul. Au fost și unul și altul. Ai separat. Cuprins generații, da, cuprins ale teatrului românesc. Bun, n-am făcut asta. Tocmai că am lăsat oamenii care într-adevăr ascultă emisiune la 12 noaptea, pentru că deja e un test. Da, da. Cât stau să stea la 12 noaptea să deschidă aparatul, hai să văd ce mai face ăla. Tu ești o binefacere pentru somnambuli. Da, pentru și au stat până la ora 5. Insomniaci. Dom'le, aici sunt oameni care sunt de la natură în stare de trezie, pentru că unul de la Sydney abia se trezește dimineața. Ăla din da, dar poate ar avea și altă treabă, iată. Nu, și totul stă cu tine. Nu fac altă treabă. Ascult din adolescență teatru radiofonic și până în prezent. E o bucurie să descoper vocile actorilor înainte de ultima replică și înainte de prezentarea actorilor în rolurile corespunzătoare. Da. Toată admirația doamnei Lia Bugnar. Deci vezi că sunt oameni care... Rosemary, Mircea Vișan din Detroit. Noi înșine suntem distorsiuni, chiar și atunci când ne uităm în oglindă. Așa e, așa e. Oricum ne uităm numai din unghiul în care ne stă bine. Ca aia facem. De regulă, Cristina Bogdănescu spune că alaltă ieri am avut ediție singur și că am trecut de 3 ore. Când mi-a zis cineva, cum mă, nu poți mai mult de 3 ore? Zic, mai stau 5 minute. Iată că te-a... Roxana, de acord că Facebook-ul e mare păcăleală, dar nu este nimic formal, iar tu, Lia, tot genială ești. Te aștept în Portugalia cu spectacole tale pe care le-am văzut la București în N ori. Dacă aveți și un teatru, doamnă, domnișoară, domnule, deci, doamnă, Lia a fost și ea odată la noi în emisiune, nu? Liana Roxanda. Nu e cea dacă care... aveți și un teatru, știți cum vin în Portugalia? N-ai cuvântul, fost. Cuvântul e un nectar. N-ai Portugalia. Fost niciodată. Portugalia sună minunat. Ba da, n-am fost, chiar ai n-am fost. Niciodată? Zice Patricia, îi place să citească autobiografii ale unor actori? A impresionat vreo carte de autobiografică? Actor sunt, sau regizor? Dar sunt care și-au scris singuri biografiile, actori? Presupun, dacă... Să-mi spună ce autobiografii știe. Biografii am citit, dar autobiografii n-am prea anim. Ce actori și-au scris autobiografiile? Să ne nu spună. Știu. Eu, biografii am citit. Eu cu Rocule știu. Biografii am citit și zi o biografie care ți-a plăcut mai mult. Păi sunt și la noi multe frumoase. A domnului Victor Rebenciuc, a domnului Ștefan Iordache, sunt cărți foarte frumoase. A lui Clodi Bertola. Deci sunt biografii. Ce am citit, dar nu e de actor, este o carte autobiografică, Minunăția Lumii, o recomand. Brica Brac se cheamă și este scrisă de domnul Pintilie, despre viața dânsului, de rege. Deci Brica Brac este minunea lumii, este iată, o carte... o recomandare pe care așa, o în schimb, în apropo de autobiografii și de tenis, că am vorbit mai devreme, este cartea despre Andrea Agassi, scrisă de el însuși, se cheamă Open și este... Iată, aia am citit-o, deși are sute de pagini și eu nu mă uit la tenis, am citit acea carte că este foarte bine scrisă. L-a și ajutat un tip care se cheamă Möringer și care n-a vrut să semneze. I-a zis, e cartea ta, tu ai scris-o. Dar el la sfârșit a scris un capitol în care a explicat cât de importantă a fost contribuția acelui scriitor. Deci, citiți Open. La genul ăsta de cărți se referă, la ales biografii și autobiografii în mod autobiografii n-am, doar asta alu Agassi am citit-o, dar... biografii îmi place să citesc și nu numai de actori, și de scriitori, și de diversi oameni care au însemnat ceva pe lumea asta. Ionescu Cristian, mulțumesc pentru această seară, este extraordinară această persoană, voi începe să o urmăresc la propriu, unde, când poate fi văzută. O să avem, vedeți că o să avem spectacole pe Teatru Național, s-a deschis acolo un spațiu minunat, sala așa. Amfiteatru, e în aer liber, deci dacă vă e frică de căldura din sălile de teatru, de așa, există această... Și cum se cheamă locul?
Amfiteatru, sus pe Teatrul Național, unde era lăptăria înainte. Pe acoperiș. Pe acoperiș și o să am pe 5 acum spectacolul Două Liniuțe. Găsiți bilete pe site-ul Naționalului. 5 iulie. 5 iulie, la ora 9:30 seara. Sigur, numai deci, bine ar putea plăcut, să spună, vezi? Așa. Voi face. Și după aceea pe 10 o să avem Stă să plouă, ceea ce sperăm să nu plouă. Spectacolul ăsta de pe 5 este... 10 e miercuri. Da. Ăsta de pe 5 e cu Marius Manole, Medea Marinescu, eu, Angel Damian, Irina Antonie, Cătălin Babliuc, Ișvan Teglaș, scris de mine, regizat de mine, ăsta de la Jucat la Cluj, în parc. Și cel de pe 10 este Stă să plouă, un spectacol pe care noi l-am produs și îl jucăm la Green Hours, dar acum se va juca acolo și va fi frumos, în aer liber, cu Ilona Brezoianu, Angel Damian, care joacă în serialul Vlad, Mădălina Craiu, care joacă în serialul Umbre, e fica din Umbre, și cine mai apare? Irina Antonie, care ne-a dus la Simona Halep la meci. Așa. Care a făcut ceva. Și e un spectacol adorabil ăsta, este cel mai dulce spectacol al meu. E dulce, îmi pare rău, nu e un cuvânt frumos să-l zici despre teatru, dar ăsta chiar e dulce. Îți vine să iei acasă. Din câte știu, eu am voie. Astea vor fi în curând. Astea vor fi în curând. Cu puțin noroc, poate în octombrie la Londra. Și cu Două Liniuțe și cu noi patru. Deci astea vor ajunge la Londra. Poate. Lavinia, Adi și eu mai vreau, deci mergem împreună. Uite că sunt unii care deja își fac program. Ce bine faceți! Zice, țin minte că am râs cu lacrimi când Lia a scris un mesaj în timpul emisiunii și după ce l-a citit Andrei, Lia a zis că nu i-a dat interpretarea potrivită. Da, pentru că eu n-am diacritice și pe Andrei l-a zăpăcit treaba asta și eu scriu multe propoziții pe care nu le termin ca să arăt iureșul din sufletul meu și Andrei le citea pe toate așa și păream eu semi analfabetă, eu încercând să vând teatru, adică încercând să-mi vând munca mea de scriitor și păream o fată semi-analfabetă. Deci mi-a tras. Eram bună de prim-ministru, atunci să mă pui, în clipa aia. Da, eu citeam nenuanțate exact ca un prim-ministru, deci mai băgat în cofă de... Eram amândoi, deci am reușit să ne băgăm amândoi. Ții minte, așa, Boogie Jay și-a amintit. First time for me, Lia Bugnar, o revelație, spune Adrian Guțu. Deci vezi, e prima oară. O gură de normalitate invitatul dumneavoastră. Domnul Guțu, veniți la teatru să vedeți ce... Bine, dar e la Timișoara. Sunt acolo. Unde e? E din Timișoara. Când Raluca, o să venim la Timișoara, veniți. Raluca Gioancă zice, o gură de normalitate invitatul dumneavoastră. Domne, politically correct este să puteți să-i spuneți și invitată. Fiind doamnă, puteți să-i spuneți invitată. Patricia, poate mai renunțăm la doamna aia, că mă omoară, pe mine mă ucide această doamnă, care nu înseamnă neapărat... Nu zic eu doamnă. Toată lumea îmi zice doamnă și eu încerc să nu fiu. Băi, fată, Andrei, deci, zi-mi ce fac eu cu telefonul ăsta care îmi sună într-un... E important, răspunde. E cineva din Shanghai. Da, Shanghai. Da. Să vorbești limba. Mă duc de aici, nu? Nu, stai acolo. Sunt în emisiune, în direct. Poți să vorbești. Sunt în emisiune în direct. Ți-am răspuns în cele din urmă. Așa, dacă ai sunat de atât de... E ceva grav? Așa, ce n-am citit de aici, ca să știu. Cineva de la Shanghai care n-a ținut minte, deși am zis, gata, sunt aici. Întrebarea era cu Ana Pelea, dacă ai colaborat cu ea. N-am jucat niciodată cu Ana. Nu suntem din același campionat, ce să vă zic. Ana Pelea este dintre actorii din țara asta pe care îi numeri pe degetele de la mâini și e într-un campionat altul decât al meu. N-am jucat cu Ana Pelea, sincer nici nu cred că voi juca, ca să fim sinceri. La capăt. Da, nu insist până la capăt. Nicoleta Barbu, dar distribuția veche din... E din patrimoniu, Ana e din patrimoniu acestei țări. Așa. Păi și ce? Nu, eu îmi păstrez. Da, ok, am înțeles. Stă să plouă nu mai joacă, adică distribuția veche din Stă să plouă. Suntem bătrâni. Nu, dar să vă spun ceva, au venit oameni care au văzut distribuția veche, care era cu Marius, cu mine, cu Maria Buză și cu Tania Popa, eu cu Tania Popa eram pe același loc, și au venit oameni și
au spus că, că le place mai mult varianta asta, care varianta aia a fost foarte iubită. O plăceau foarte tare oamenii. Deși mie mi s-a părut tot timpul un spectacol de care mi era ușor jenă. Era, era ca o maneluță, așa. Dar avea un succes, l-am jucat și de 3 ori în aceea zi, pe vremea aia. Varianta asta, cu asta nu mi-e rușine. Am obținut de la ei mai mult decât obținusem de la noi. Între timp am învățat și eu mai bine să montez un spectacol și l-am făcut mai cu imaginație. Iar ei sunt adorabili și mult mai destupați decât eram noi pe vremea aia, că sunt foarte tineri. Cu Maria mai ești prietenă? Cu Maria Buză? Cum să nu fiu? Cu Maria, eu prietenia... Eu vă vedeam ca gemene pe o prietenia viață. Noastră frizează... grupa sanguină comună, adică frizează rubedenia. Păi nu, așa vă percep eu. Adică așa v-am și întâlnit, da, așa v-am suntem prieteni, am vorbit și azi la telefon. Da? Nu că vorbim zilnic, dar uite, asta a nimerit să vorbim. Joacă la mine într-un spectacol, în Peretele, la Metropolis. Joacă e minunată. Da, da. Dar ea cântă mai mult. Ea cântă mai mult pentru că nu îi se dă suficient să joace, dar ea este o actriță extraordinar de hăruită. Da, este, da. Este. Da. Ți amintești că atunci încercai să o convingi să cânte și să nu se omoare cu jucatul, ci să cânte. Atunci... N-am încercat niciodată să o conving să nu se omoare cu jucatul, am încercat să o conving să învețe ca lumea să cânte dacă exact. Face o treabă. Exact. Doar că Maria este atât de talentată încât... Erau niște fluturi atunci. Da, da, da. Fluturi galbeni. Așa, așa. Maria este atât de talentată încât, asta e, o, ca să știți, o casetă. Cum era pe vremea aia, pe care am scos-o noi pe vremuri, eu cu Maria, pe parte cu muzică ușoară, pe parte cu muzică populară, bipolaritatea artistică a Mariei s-a manifestat, da, da, în toate foarte, domeniile. Foarte mișto a fost. Foarte mișto. Era naivă și nu, caragioasă. E, păcat că oamenii nu știu. Dar și era... A contat. Da, o casetă, așa, și cu muzică compusă de ea și versuri făcute de mine și instrumentație de Adi Ordean, care exact. Ne-a băgat în seamă cât eram de zăpăcite. Și Maria fiind atât de talentată, n-a muncit cât trebuia și atunci nici n-a ajuns actrița mare care și era datoare ea ei să devină, pentru că e unul dintre cei mai hăruiți oameni pe care îi cunosc. Așa, așa o percep, nici n-a ajuns cântăreața atât de mare care și era ea ei datoare să devină. E fenomenal de talentată în toate sensurile. Poate, nu știu, ca timbru și așa, nu sunt în măsură, nu mă pricep să apreciez, dar ca ce poate ea să pună într-un cântec și în interpretare, nu mulți oameni pot. Ca dovadă că... Are talent, mult. Acolo unde a fost în acel show de televiziune, cred că de 3 ori, a de spart tot. Da. Da, Maria e foarte talentată. Dar te cunosc de undeva, practic, când era ea, ăilalți nici nu mai contau. Ceilalți concurenți... Și Pepe era cam în acea situație. Acolo am devenit eu fan Pepe. A făcut bine. Pepe niște momente memorabile, dar eu consider că Maria era cea mai talentată de acolo. Sunt evident subiectivă, dar la cât talent a avut ea putea să facă. Doar că venindu-i atât de ușor lucrurile, Maria n-a muncit. Există oameni care sunt foarte talentați și muncesc ca și când n-ar fi talentați. E, ei ajung foarte departe. Ea a fost talentată și a muncit ca și când chiar e. Chiar vineri am auzit o teorie de genul ăsta, că de fapt talentul nu există, ci doar muncă. Există, pot și... eu să-i zic. Pot eu să-i zic cum e să fii copil de școală generală, că eu cu Maria suntem colege de 40 așa. De ani. Și asta tot ce deschidea gura și făcea era teatru, era muzică și eu aveam talentul să observ că e excepțional ce face ea, ceea ce copiii nu observă neapărat. Eu aveam un impresar în mine și scriam ca să poată ea să joace, adică o formă de talent aveam și eu, dar ea era și nu-i plăcut. Nu-i plăcut. Și vă zic eu că vezi clar că oamenii nu-s făcuți la fel și că treaba asta, nu există comunism în talent. Nu se împarte corect, corect. Nu, dar chiar Iulia, vineri am avut teoria asta, că nu există talent, ci doar muncă și toți avem în noi sâmburele de date. Om avea ceva la care suntem buni, dar de multe ori un mare pianist nu a ajuns în viața lui în preajma unui pian. Și atunci degeaba are sâmburele exact. O exista în fiecare parte. Și eu sunt Liana Roxanda îmi confirmă că a fost în emisiune. Încă studiez partea cu teatrele portugheze, piesele Liei merită scenele întregii luni. Mulțumesc mult! Mulțumesc orice mult. Spectacol e dulce și amar.
Dar distribuția veche, asta am lămurit-o, Nelu Sava, abia aștept, octombrie, Londra, am reținut, rog mult să anunțați data și locul, vă așteptăm. Dacă va fi, va fi 5-6 octombrie, Leicester Square Theatre. Am umplut deja o sală. Deci... Intrați pe pagina mea de Facebook, dați-mi un mesaj privat și ziceți-mi așa ca să vă cer eu, că am ajuns într-un blocaj de ăsta, nici nu mă mai anunță. Domnule, Și să ne împrietenim. Și în momentul în care ne împrietenim, dacă această Londra se va întâmpla, credeți-mă, nu veți putea evita postările mele de milogeală să veniți. Deci scrieți-mi un mesaj privat și, ca să vă cer eu prietenia și dacă se va întâmpla, veți afla, pentru că n-aveți cum să nu... Lavinia revine și spune, mai mergeți la Ideo Ideis. Cum vedeți teatru pentru sau cu adolescenți? E ceva foarte bun ce li se întâmplă lor. N-am mai fost la Ideo Ideis, de altfel au și schimbat formatul. Nu mai înțeleg neapărat cum e. Dar ideea asta să-i faci să împartă ceva, să creeze ceva împreună, să se adune la un loc pentru ceva ce se întâmplă în fața lor, nu pe telefoane. Simplu fapt că îi faci să ridice ochii din telefon și din computer e foarte bun. Și mulți oameni și-au găsit un rost, în sensul că după idei chiar au dat la teatru și... Unii și sunt actori foarte talentați, dar alții au făcut cu totul alte meserii, dar experiența aia pe ei a făcut să se deschidă, să aibă curaj, să-și piardă complexe, să... Deci are o funcție terapeutică. Clar da, clar da. Mie mi-e dor de piesa Deșanțată. O piesă deșanțată. O piesă deșanțată. Și deci, mie mi-e Nicoleta dor. Nicoleta spune, o salut pe... Nu mai zic doamna... Pe Lia. O salut pe Lia Bugnar, pe care o admir și o prețuiesc. Maria Simion a transmis acest mesaj mai era un mesaj pe care l-am sărit, probabil. În orice caz, cu Londra te-am rezolvat, poți să mergi liniștită dacă se bate palma cu aia de acolo. Apropo de piesa deșanțată, momentan nu avem unde să o jucăm. La Green... Cere un spațiu anume... Nu cere un spațiu anume, dar la Green totuși e de preferat să joci spectacole cu mai puțini actori, pentru că mi-e greu să-l chem pe Marius, pe actorii din Deșanțată, care sunt actori foarte buni. La Green să joace pe o sumă minusculă, deja în Deșanțată suntem 5. Sigur că Marius nu vine la Green pentru bani, dar eu sunt conștientă câți bani poate el să câștige în timpul ăla. În altă parte. E frumos că și mi-e urât să-l chem, că el ar veni. Tocmai pentru că ar veni, nu prea-l chem. Îl chem la noi patru pentru că... Are logică, da. Da, el chiar ar veni, de aia nu-l chem. Ești corect. Cât costă Marius de făcut. Eu știu cât costă timpul lui pe scenă, de fapt. Am muncit pentru treaba asta, a ajuns într-un loc în care eu îmi doresc să ajungă foarte mulți actori, să fie plătiți pentru munca lor. Da, da, el a avut și perseverență, ceea ce nu toți au. Și talent și, atâta amar de ani a jucat gratis la regizori, dintre care unii minunați, unii absolut netalentați, dar nu conta cine îl chema pe Marius, el se ducea și făcea, până când a ajuns absolut indispensabil. Nu mai putea nimeni, teatrul românesc nu mai putea să funcționeze fără Marius, pentru că era peste tot. Mergea și în țară și așa. Și după ce n-a zis nu niciodată, a ajuns să fie indispensabil, după care a ajuns să aibă să fie plătit, după care a ajuns să fie plătit bine și acum poate să zică și nu și poate să și aleagă. Și a învățat mie să zică? A învățat. Asta e mie bine. Nu mi-ar zice nu, pentru că nu eu sunt lângă el, suntem împreună de pe vremea când el juca fără bani. Nu la mine, la mine n-a jucat niciodată fără bani, că nu i-am cerut asta și nu cred în teatru făcut fără bani. Nu cred în asta. Ăla e un fel de teatru popular. Nici fără bani, nici fără spectatori. Nu cred. Dar între timp Marius a ajuns într-un loc în care munca lui e prețuită și nu sunt eu aia care vreau să limitez. Cum se cheamă când how do you speak in Romania? How do you say? Să-i devalorizez munca. Nu sunt eu aia care vreau să-i... I mean, you know, să-i devalorizez eu munca. Nu vreau.
Nu vreau. Faptul că îi spui unui prieten, hai mă, vino și fă așa, nu e o dovadă de prietenie. E fair play ce faci. La Gala Hop mai mergi? Am fost într-un an în care am fost în juriu de selecție și în alt an în care ne-au invitat cu noi patru. Da, păi am fost acolo atunci. Atunci, da, și Marius era în juriu, iată. Fusese exact. Mulți ani, acum în fiecare an e alt juriu, ceea ce e frumos și bravo lor. Dacă am timp, m-au chemat anul ăsta și am vrut să merg, dar am avut spectacole și așa și nu m-am mai dus. Mă interesează foarte tare să văd actori tineri. Pe de asta te-am și întrebat. Eu mi-am luat de la galele la care am fost, am actorii acum în spectacole și îi iubesc și îmi place de ei și acolo i-am văzut. E tocmai de asta am și întrebat. Nici nu știu dacă se mai ține tot la Vox. Da. Aud niște voci. Se ține. Da? Da. Închidere. Tot la Vox se ține, da? Da. Ai încercat să scrii o piesă în care să distribui numai oameni normali, nu actori, 2-3 roluri maxim și nu foarte lungă? Ai încercat un astfel de experiment? Se cheamă teatru de amatori. Da. Și... nu știu de ce Nicoleta simte nevoia de teatru de amatori. Se cheamă teatru de amatori, se face în se multe face, locuri. Nu? Se făcea și în fabrici și uzine pe vremuri. Da, erau brigăzi, dar și teatru. Și am să-i răspund, am atât de mult colegi foarte talentați care nu au unde să joace încât... ar fi culmea să dai unor amatori. De ce să dau unor oameni care probabil au meseriile lor și au cu ce să-și plătească chiriile în loc să dau unor oameni pe care îi ador, îi admir și mor de ciudă că nu îi știe lumea. Cât se poate de just. Scrie Doinița din Sydney, ce mai face câinele Liei? Mă bucur că a luat atitudine împotriva persoanei care își plimba am staful fără lesă, nu și-l plimba. Dacă și-l plimba era bine, s-a năpustit. Ăla s-a năpustit, dar ea-l plimba, doamna, nici nu era al ei. Doamna era pe undeva. Eu nu înțeleg cum să scoți un câine care nu e al tău și să-l lași liber, în primul rând. Că ți-e frică, nu neapărat luptă. Că sare, poate sare în fața unei mașini și după nu, aia ce faci? Ăla era un câine de luptă, am văzut secvența. Știu, am întâlnit și am știe cumva dacă a fost pedepsită persoana? Nu cred. N-am idee. Eu cred că va fi și se va descoperi care, dar legile noastre cred că o pedepsesc cu vreo 3 milioane amendă, dacă atât. Mă întrebați. Dar și după mine și 3.000 de lei și 3.000 de euro ar fi prea puțin pentru ce s-a întâmplat acolo. Cățelul meu face bine, este la o fermă de cai, îl trimit eu cam din iunie până în octombrie, pentru că e prea cald în București, el e un ciobănesc german, un câine lup. Și îl trimit la Villa Abatis Equestrian Center, se cheamă, e un domn, apropo de români care fac lucruri, e un domn din Agnita, care într-un sat la 8 km de Agnita, la Apoș, un sat din ăla care la margine are comunitate romă, din aia cam filmul Șatra, cu fuste lungi, cu cozi din alea, copii de 2-3 ani, sunt cu pălării mari, mori când îi vezi, adică sunt, mamă, și de o frumusețe, nu mă pot abține când le văd pe fetele alea să zică, mamă, dacă ar da astea la teatru pe locurile de romi, ne-a luat pâinea de la gură, că sunt superbe niște ființe. Așa, și în rest săteni obișnuiți și în mijlocul acelui sat el a făcut acest centru de călărie unde vin de la Curtea Regală Britanică să călărească, vin din toată lumea, vin... Deci centru de călărie în sensul de... Au vreo 30 de cai. Deci o hergherie pusă la punct, da, și îngrijesc cu școală. Extraordinar, nu cu școală, ei vin oamenii ăștia sunt foarte pasionați, călăresc și în țara lor și așa, dar acolo e o distracție fenomenal de scumpă, pe care chiar trebuie să fii bogat ca să ți-o permiți. La noi n-ar fi așa de ieftină pentru un român, adică nu te gândi că e ca și cum te-ai dat cu barca în Cismigiu, dar e incomparabil de ieftină față de cât costă la oamenii aia. Și ce vin aici. Și acest om, eu am pus la un moment dat un anunț pe Facebook în care întrebam cine are o casă la munte și poate să-mi ia cățelul peste vară și să-i arunce minci costa în contracost. Și acest om mi-a trimis o poză cu el și cu cățelul lui, un bârzoi rus, Lev. Simplu fapt că pe câine îl chema Lev a fost pentru mine, oho, un om care... De la Tolstoi, da. Să-i dai Lev? Am zis, e omul meu, e omul meu. Și mi-a zis, crezi că s-ar înțelege cu Lev? Intelectual. Da. Și l-am dus acolo și al patrulea an când merge și acolo. Și vară de vară stă acolo? Vară de și vară stă acolo. Mă duc să-l văd. Alea-s vacanțele mele, că mă duc la Iago, la cățelul meu.
Și am mai și călărit, nu sunt eu marele adept, pentru că nu poate nimeni să scoată din cap faptul că calului nu-i place faptul că noi oamenii stăm pe el. Nu, depinde, nu poți să-mi scoți asta din cap. Depinde, sub nicio formă. Ai stat, ai studiat fenomenul? Călărit, m-am gândit, dacă aș fi cal, cum aș prefera? Cu om în spate sau fără? Fără. Dom'le, de ce eu am să... auzit răspunsuri diferite. Evident că Mihai zice că lui îi place, tu, ai tu, Lia, ești nebună, lui îi place. Mă, Mihai, ție ți-ar plăcea? Nu. Păi eu zic că nici lui nu-i place. Dom'le, eu am auzit cazuri în care, mă rog. Dar oricum locul e minunat și mai călăresc și așa, tu ai auzit cazuri, golănii. Eu ridic nivelul și tu... Dom'le, eu mențin nivelul. Domnul psiholog. Da. Eu mențin nivelul la care sunt. Laurențiu Cazan, sărut mâinile, dragă Lia. Sănătate și succes maxim îți doresc. Picura, Andrei, să fii iubit. Care Laurențiu Cazan? Ăsta? Iată. Hai, vezi? M-auzit ce am zis? Normal că auzit. Auzit. Că picură ploaia. M-am falsat eu pe picură ploaia? Nu, da. Așa. Faptul că știi. Ce mai... Asta am lămurit. Care este poetul preferat? Dacă vă place să recitați poezie. Nu-mi place să recit poezie și consider că foarte puțin dintre oamenii care recită poezie... Știu să o facă. Nu știu dacă e o știință, cât în primul rând instrumentul, glasul trebuie să fie un mijloc de transport minunat. Consider că poezia trebuie citită. Că din ochi picură direct în inimă. Am o replică într-un spectacol despre asta, că poezia nu trebuie recitată. Ea trebuie citită cu ochii, pentru că din ochi trăiești. Picură direct în inimă. Altfel e un ocol prea mare. Glasul, urechile, asta zic eu în piesa mea. Mai citesc poezie. Îmi place mult un prieten de-al meu cum scrie poezie, Andrei Crăciun, îl cheamă. E un poet și un scriitor minunat din zilele noastre. Poate vă gândiți că n-avem poeți, că n-avem scriitori buni. O altă Iată, recomandare. Andrei Crăciun. Căutați numele lui în librării și e minunat, e foarte talentat. Mulțumim foarte mult. Rețineți 5 și 10 primele întâlniri cu Lia și cu oamenii cu care lucrează. Acum, în iulie, la Național, mai e Mugur Grosu, un poet contemporan. Vorbesc despre ăștia contemporan, că Goga Coșbuc, n-am de ce să recomand, că da, e obligat. Am fost toți obligați să-i citim și ne-au plăcut. Sau nu. Chiar îmi place Coșbuc. Laurențiu zice, da, cânti foarte frumos, Lia. Te provoc să facem o piesă împreună. Domnule... Vezi? Asta e din familia Hagi președinte. E bun la fotbal, hai să-l punem președinte. Nu cânt. Dar eu vă spun oameni care cântă. Dar dacă Letiția, vrea Laurențiu intrați, să facă o piesă intrați pe tine. Pagina Letiției Vlădescu, domnul Laurențiu Cazan. Vă recomand din toată inima și vedeți cum cântă Letiția Vlădescu. Păi, intru eu ca să o invit dacă spui că e atât de bună la Dar cântă. Ea este actriță. Păi da, apropo, că a vrut să fac o piesă cu o actriță, eu îi dau o actriță care chiar cântă, adică Bun. Letiția Vlădescu, duceți-vă. Am notat. Pentru, folosim și noi această recomandare. Ați cântat împreună cu Maria Buză? Și scuze că întreb acum. Păi nu, ai întrebat când ți-a venit ideea. Așa, dacă voi doi ați cântat. Acum, timpul emisiunii. Dacă se referă cumva la caseta aceea, din fericire, nu era glasul meu pe acea casetă, nu? Nu, au cântat împreună, dar eu le-am văzut versurile. Cântând împreună. Eu făceam versurile. Ce ai văzut, Doamne? Poate eram betecriță. Chiar aici am fost și glumeam pe tema asta. Și tu ai zis că nu suport să cânti. Eu nu cânt. Da, dar se descurcă foarte bine, să știți. Cânt uneori în spectacolul Peretele de la Metropolis, care e un spectacol oarecum musical, oarecum. E un spectacol în care oamenii, când nu mai au argumente în proză, încep să cânte. Dar nu mai mult de atât. O comedie. E foarte simpatic spectacol. E cel mai jucat spectacol de la Teatrul Metropolis. S-a jucat cel mai mult, nu există altul. Pe mine m-ai convins că trebuie să merg. Așa, acolo când țin locul cuiva, că nu m-am distribuit fiind cu cântece și uneori nu-mi ies cele trei distribuții, v-am zis distribuție triplă, uneori trebuie să intru în locul Mariei Buză, în locul Ilonei Brezoianu, în locul cui eu intra și cânt atunci. Și eu cânt prost, în general, dar atunci nu-mi permit să cânt prost, așa că atunci cânt decent. Dar doar pentru că sunt într-un personaj. Și uite, Laurențiu vine și spune, să știi că nu am glumit. Domnule, dar atât deci, de fulgerător este un test la dumneavoastră? Da, uite.
Deci omul spune foarte clar. Eu sunt din generația aia care îi trebuie un preludiu mai amplu. Laurențiu, și... ține-o într-un preludiu mai lung și peste an, doi, vă stabiliți o cântare. Nu, vă ascultați sfatul unei persoane care are jumătate din vârsta României. Nu vă aruncați așa, domnul Laurențiu Cazan, cu entuziasm. Puteam să o folosesc și eu cândva. Nu vă... s-a dus. Nu vă aruncați, domnul Cazan. Domnul Cazan. Cântă tu singur și vină cu albumul nou ca să-l promovăm. Da, iată. Așa, și într-un spectacol în care o invit și pe Lia în rândul întâi, Raluca Gionca, ce părere are despre implicarea actorilor în politică? Că... Nu, în politică sau implicare civică? Eu zic că să-mi e mai dea exemple. Să-mi dea exemple și o să-i zic. Ca să-mi dau seama ce înțelege prin implicare politică. Și eu zic că e mai bună întrebarea. Nu știu vreun actor civică. Care să fie. Vorbim de domnul Diaconu? Da, e singurul care a fost în politică. E singurul din politică. A mai fost domnul Caramitru ministru. Da. Și a făcut treburi bune când era ministru domnul Caramitru, sincer acum. Dar în măsura în care mă pricep și eu vorbesc și eu ca țața la gard, civică, că nu. Iar domnul Diaconu, după mine, era foarte bine să fiind unul dintre actorii mei preferați. De să fi rămas acolo. Îndrăgostită eram. Un actor important din țară de la noi. Consider că prestația din politică chiar nu a meritat prețul de a nu-și mai face meseria de actor, pentru că era un actor excepțional. A revenit doamna și a spus că la civică se referea și aici îți spune cu litere mari de Marius Manole. Printre alții. Marius a avut așa ca o trezire acum câțiva ani. Da. A zis ce se întâmplă nu e în regulă. Și a început acum să nu mai tolereze niciun fel de abatere de la bunul simț. El funcționează cu bunul simț, nu cu mai mult de atât. Și reacționează. Reacționează. Foarte bine. Reacționează, e sincer, nu are interese pe dedesubt. Foarte multă lume îl bănuiește că e cu ăla, acolo. Nu are. Da. Nu are. Nici măcar cu USR-ul nu e. Marius nu e în politică. Milioane, da. Nu e în politică deloc acest băiat. El are acum o indignare care îl plimbă pe la toate protestele. Are o indignare, probabil că s-a umplut paharul la el, a avut... Ca la noi toți, Lia, nu? Forma e diferită. A avut, cum se cheamă, convalescența, perioada de... Când e microbul și e o perioadă până începe să se cunoască că ești bolnav. Convalescența e când se vindecă. Când se vindecă, nu? Da. Aia... Perioada de gestație. Cum e, mă? Nu-i de gestație. Hai să zicem de gestație. Perioada de gestație a revoltei până a început să nască aceste manifestări protestatare a fost lungă la Marius, dar când a început nu a mai putut fi oprit. Admir foarte tare ce face Marius. Eu sunt un pic mai selectivă cu luptele pentru că, una, am jumătate din vârsta României, el e mai tânăr, așa. Dar, doi... încerc să nu obosesc urechile virtuale ale celor de pe Facebook, în sensul că aleg luptele la care îi invit să vină alături de mine, pentru că cred că dacă strig într-una hai la luptă, hai la luptă, nu o să îi mai intereseze. Da. Mă banalizez în asta. Tu Marius are capacitatea de a fi mereu proaspăt în indignarea lui. Tu ai reacționat. Când a fost cazul, tu ai reacționat, eu am văzut. Nu la toate. Deci incubație, se zice. Poftim? Aia cu... Incubație, frățioare. Ne-a zis cineva acolo? Da. Păi... Oamenii atenți. Da, și acasă e și mai relaxat, acasă îmi venea și mie, să știți, incubație. Dar aici e nevoie. Bun. Dar Marius are această capacitate de a se identifica cu toate cauzele. Da. E și mai tânăr, are și o energie mai mare, e și mai bun actor, că te ajută și asta. Te ajută, el se identifică cu toate și în momentul ăla el devine cauza aia. Eu mi le aleg un pic mai mult pentru că nu simt că am atâta energie să conving la toate și atunci prefer să nu mă banalizez în nervii mei și atunci când strig săriți, oamenii să sară. Da, de-aia mi-au luat scaune la Green, de-aia, că cer rar ceva.
Nicoleta zice, gata, luat bilet pentru pe 5 la 2 liniuțe, nu l-am văzut de mult timp. Ce frumos! Vezi? Mulțumesc, dar vede distribuția de bază, păi, o vede. Vezi? Asta spun, că oamenii au reacționat imediat. Am distribuții triple și sunt foarte buni toți ceilalți. La mine dar vede, nu vede... mă mai întreba dacă se uită la seriale odată și nu se uită la televizor. Mă uit la seriale. Păi măi, nu mă mai ameții. Are dreptate. Te-a prins. Dar mă uit la computer. Serialul... Nu, păi nu e adevărat. Nu e adevărat, Andrei. Unde te uiți la computer? La computer te uiți la seriale, la seriale pe care tu ți le alegi. Da, la Netflix. La Netflix, da. La HBO, la Dumnezeu știe ce. HBO că Go, da. Alea două. Așa. Dar e altceva. Nu e ceva ce îmi livrează oamenii ăștia. Ceva? Dintre seriale? Da. Multe. Multe. Zi două ca să mă uit și eu. Să devin mai deștept. Fargo. Așa. Uită-te la Fargo. Uită-te la... Nu știu ce să aleg întâi. Dar... Zile în ordine. Ok. Deci Fargo, Six Feet Under. Așa. Este Leftovers. Tu notezi acolo sau vorbesc ca televizorul? Așa. În minte. Nu, trebuie să ți le scriu după aia. Leftovers. Nu, am văzut îngrozitor de multe seriale minunate. Multe, deci minunate. Leftovers, am văzut că sunt... Leftovers, eu le văd, Six Feet Under, tatăl serialelor este Clanul Sopranos, rămâne minunăția lumii. Ăla este, într-adevăr. Și sunt Peaky Blinders, sunt multe. Unele îți plac pentru estetică și pentru... Unele îți plac pentru scenarii care sunt absolut minunate. Unele pentru actori. Au ajuns la în materie de seriale și toată lumea care se uită știe mult, mult, mult peste lungmetraje și peste... Sunt foarte buni. Uite, sunt Afterlife. Afterlife este minunat. Game of Thrones. Nu mă uit. Nu m-am uitat și nu mă uit. A întrebat cineva. Sunt prea mulți bani cheltuiți acolo și prea multe costume. M-am exprimat, dar m-am uitat. Asta e. Afterlife, ce spune Tiberiu? Faptul că sunt finanțate din bani publici serialele de la posturile private, înseamnă că e pe drumul cel bun cultura românească? Acum... Au fost două cazuri. Nu, dar suntem mai mulți ani. Voi v-ați agitat acum. Acum am aflat. Stai puțin și au fost două cazuri. Au făcut... Cererea a făcut... Da. Nu sunt... Sunt... Te concentrezi la mine sau sunt ce faci? La tine și încerc să văd ce te mai întreabă lumea. Păi fii atent, despre ce e vorba? De faptul că sunt televiziuni private și de ce care au primit bani de la stat. Păi, filmele... Cum ai putea să primești tu bani de la stat să-ți faci spectacolele fără să te mai chinui? Păi fii atent, nu e chiar așa. Ba da. Că televiziunile alea dau și ele bani. Unde dau bani? Pentru aceste seriale, nu le fac numai cu banii de la stat. Îi ajută. La asta te referi. Îi ajută. Și vreau să-ți spun ceva. Lungmetrajele alea, astea care sunt la cinema. Era vorba de seriale. Da, îți spun ceva. Lungmetrajele care iau bani de la CNC. Așa. Da? Sunt făcute de niște... Iau bani de la CNC, sunt făcute de niște case de film private. Exact. Ca și aceste televiziuni private. Înțelegi? Eu înțeleg ce spui, dar nu e o diferență așa de mare, că și un serial, dacă e bine făcut, poate să educe publicul. Dar nu pun problema numai de educație, pun problema de principialitate privind ce principiu? Banul. Îți spun imediat. Păi ce principiu? Un serial TV. Da. Aduce publicitate și bani imediat și rating în baza faptului că e un Pro TV sau Antena, care sunt primele două, pe când un film care se chinuie și face și e de dat, cum ai zis și tu, de două ori la două ori, a două la nu știu ce mol și la revedere. Că și stai am murit. Puțin că și eventual filme... iau un premiu în stai America. Stai că și filmul care vrei tu, cum se o chema, Selfie, care au făcut, da? Au vândut foarte mult și așa, tot... Erau tot cu bani de la CNC. Tot cu bani de la CNC sunt, cu bani de la stat. Păi da, dar vezi, lumea percepe ca pe un gest nefiresc să ajuți în primul rând instituții dar private. Dar nu e în primul rând, că sunt alți bani. Nu sunt banii de cinematografie, sunt alți bani. Să dea acolo unde... De ce să le dea la privați când ei și-au făcut statut că ei produc asta film? Asta încerc să zic, că toate filmele care se fac sunt și cu privați.
și cu privați. Păi da, n-au cum. N-ai cum să te înscrii la CNC dacă nu ai o firmă privată în spate. Adică de publicitate. Un sponsor, de, o publicitate. O publicitate, da, ei îți dau o parte din bani. Totul bun, se deci face tu zici că privat. E ok. Bun, măcar... nu, eu nu zic că e ok, să ne înțelegem. Aș prefera să-ți dea ție decât să le dea lor. Nu mă pricep. Eu ce-ți spun este că chiar dacă nu le-ar da lor, nu mi-ar da mie. Păi, nu sunt aceiași bani. Sunt foarte, foarte sectoare, foarte bine împărțite. Păi. Și nu i-ar da la cinematografie. Nu sunt aceiași bani. Cultură. Bani de cultură. Cultură. Din păcate și sfertodoxia asta de la televizor, tot eu la cultură. Eu consideră cultură. Păi da, e, pentru că, Andrei, se uită îngrozitor de multă lume. E important ca alea numărul, să nu... Numărul te aduce din subcultură în cultură? Andrei, este foarte important ca alea să nu fie ultimul gunoi. Și să nu filmeze 5 episoade într-o zi pentru că nu au bani. Ar fi bine să se vorbească o limbă română curată în acele seriale pentru că au timp să le facă. Și pentru că nu trebuie să filmeze... Privit așa, da. Da, e, gândește-te câtă lume, cât impact au asupra oamenilor imens, de acasă imens. Acele chestii față de un film de... Eu nu zic că foarte bine să se facă alea minunat, vreau și eu să prind roluri în ele, îmi doresc de mor. Dar aceste lucruri, care sunt cu actori, mulți suntem dintre noi, eu nu prind da, că, n-am, tăi, că nu mă ia lumea. Dar mor de ciudă, aș vrea să mă ia. Una, că de foarte multe ori vezi un Răzvan Vasilescu într-un serial din ăsta, vezi... De ce oamenii să fie hăituiți să filmeze 5 episoade într-o zi? Eu spun că bine că sunt actori buni, că e regie bună, sper, scenariu. Banii ăia îi ajută, îi ajută să poată să nu filmeze un episod pe zi. Și tu să vezi o chestie mai de calitate, cu lumii mai bine puse, cu o repetiție făcută înainte. Pentru că toate lucrurile astea costă. Asta e. Toate aceste lucruri costă. Să vezi ce mă înjură, care s-or pricepe. Am zis și eu ce mă pricep, cu bunul meu simț. Cum sunteți ca regizor... Când lucrați, repetați un spectacol, dacă ești dură. Sau, asta n-am întrebat, nu? Până acum n-am întrebat-o de regizor. Mă întreabă dacă sunt dură sau... Nu, eu te întreb. Acolo zice cum ești... A, și tu ai nuanțat da, eu mai după gustul tău. La mine. Cât de importantă este muzica de teatru și dacă îți place Nicu Alifantis. Îmi place Nicu Alifantis enorm și îmi place foarte tare... Îmi place tot Nicu Alifantis. Dar, între altele, o piesă pe care o are pe o poezie de Tocilescu. La caravan serai în prispă, cred că se cheamă. O minunăție. Sigur că dacă e Tocilescu da. Normal și ei doi au fost, prieteni, au colaborat da. Ani de zile și prieteni. Ca regizoare sunt în mai multe feluri, că în primul rând eu sunt foarte bună prietenă cu actorii care joacă la mine. Pentru că îi admir tare, ajungem să ne împrietenim, să ne simpatizăm, uneori chiar iubim și atunci e o relație de când ne întâlnim, parcă e o întâlnire în primul rând, nu e o repetiție și doi sunt pisăloagă, că autorul iată e în viață și nu îi las să schimbe text, decât dacă actorul uneori când e foarte, foarte în ce trebuie să facă acolo, uneori poate să completeze o replică, pentru că e atât de prins, încât uneori adaugă niște cuvinte care se întâmplă să fie minunate, mai frumos decât am scris eu. În repetiții se întâmplă asta și dacă asta se întâmplă și eu de asta zic că asta o păstrăm, cum ai zis mai zi o dată, asta o păstrăm. Uneori pentru că îți cauți sensul interior și așa, completezi cuvinte care nu sunt scrise acolo. De exemplu, ai de zis să nu te mai văd în viața mea. Tâmpitule, ți-ar veni ție să zici, știi? Și nu e scris acolo, dar tu trebuie să-l conții, pentru că în viață când spunem lucruri, mai importante sunt alea pe care nu le spunem de multe ori. Adică eu tac, dar pot să tac și să spun foarte multe lucruri. Și atunci, uneori, îi scot pe gură niște lucruri care sunt mult peste talentul meu scriitoricesc și eu le zic că astea le păstrăm. Nu le dau voie, în schimb, să bage cuvinte fără să stabilim, fără să ne consultăm, fără să... Și asta la început a fost o corvoadă pentru ei, pentru că actorul român este destul de aproximativ. Adică și nu-i destul... disciplinat. Da, așa. Da. Se vine cu talentul gol așa, da, așa. Dar au ajuns să mă suporte cu treaba asta. Sunt pisăloagă, vin la toate spectacolele, pentru că spectacolele se deteriorează dacă nu ești... Acolo, acolo, să da. Le zici din afară, uneori, tocmai pentru că se simt minunat într-un spectacol, ți-l strică, se simte atât de bine încât nu mai ajung să se simtă prea bine, ceea ce nici asta nu-i voie pe scenă.
Și, trebuie să existe o concentrare. Da, sunt acolo tot timpul ca o... Știți cum sunt ca regizor? Ca o picătură chinezească sunt. Dar îi iubesc și asta, ei știu asta și... Na. Ne-au mai zis oameni de Narcos, de alte seriale. Da, da, Narcos. Cu Marcel Iureș ați colaborat în calitate de regizor? Nu. E din același campionat de care am vorbit mai devreme, Oana Pelea. Cu Liga... Dacă putem să punem întrebări care să nu umilească invitatul, putem să ne concentrăm un pic? Măi copii, ei n-au nicio vină, ei nu s-au gândit la asta, să știi că... Ei sunt deschiși, ei te percep așa cum... Și se prind și că am glumit, nu? Da. O părere despre faptul că Festivalul Enescu se va vedea la Trinitas și nu la Televiziunea Națională. Nu știu dacă o să vă spună, Lia, spui? Nu spui. N-ai o părere. N-am o părere despre Trinitas, în primul rând. Așa zi. Și faptul că Festivalul Enescu, că tot am vorbit adineori de banii publici care se duc și unde se duc. Întrebarea este exact aici. Mă depășește. Aici. Mă depășește. Nu, mă depășește. Acum chiar eu sunt trebuie să-mi dau cu părerea despre orice. Stai că mi-a scris Letiția un mesaj și sunt curioasă dacă... Dacă spune că nu poate veni la spectacol. Așa? Tu citește. Îți dau ochelari? Nu. Citești și eu rapid dacă am mai rămas. Stai că îmi pun ochelarii. Păi asta ți-am și zis că... Să nu vadă toată lumea ce hal fac, nu? Da, că stă bine, că te-am văzut în poză. Să mă ochiorească în felul ăla, dar hai să vedem. Marile minciuni nevinovate a început sezonul 2. Da, uite. Marile minciuni nevinovate a început sezonul 2. Uite, habar n-aveam. Nu știu. A, Sweet Little Lies, da. Da, 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 da. A început sezonul 2. Faptul că sunt finanțate din bani publici, asta am lămurit-o. Deci asta cu bani publici care se duc și în loc să se ducă la televiziunea publică, care oricum este la rândul ei finanțată din bugetul de stat, e aiurea să se spună că nu putem prelua Festivalul George Enescu, care intră în obligațiile stabilite prin lege ale televiziunii române. Și ei au dat, lăsați-o să ia ăștia de la Trinitas. Păi ei n-au nici condiții tehnice, n-au nici condiții materiale suficiente ca să susțină o transmisie serioasă de simfonic, de operă. Festivalul George Enescu are un standard european, mondial chiar. Da. Și nu poți să-l lași așa la o televiziune care, vorba aia, are cu totul alt profil. Dar se pare că la noi se poate întâmpla orice. Care este primul autograf pe care l-a primit Lia? Cum adică autograf? Nu cer autografe. Lia n-a cerut autografe. Eu sunt omul care mă uit la spectacol. L-a primit sau l-a dat? L-a primit, înseamnă că am cerut cuiva autograf. Nu cer. Nu cer. N-a cerut. Nu, eu sunt, am o memorie bună, trăiesc momentul, mă uit la spectacol, mă bucur că am... Nu, poate că s-a gândit când erai tu mică. Nu, tot timpul a fost așa, nu am cerut autograf. Ai fost mică tot timpul. Deci... Am fost tot timpul atât de înăltuță, n-am cerut autografe, nu cred în genul ăsta de amintire, da. Cred în amintirile Nico, îmi pare rău. Suflet. Nu, n-a cerut autografe, cerut. Asta e. Mai sunt oameni care nu cer autografe și nu e o nenorocire. Te-ai lămurit ce ți se cere? Nu e legat de ce facem noi aici. Nu, am crezut că are legătură, de-aia mă uitam. Bun, atunci poți să... Putem să da, ne apropiem. Gata, de... da. Cum vi s-a părut momentul de manele de la Festivalul Gopo? Mi-a părut rău că n-au cântat și ei mai bine. Există niște oameni între maneliști. Care știu să cânte. Între maneliști există niște oameni care realmente... Acum aș vrea să se facă un sondaj dacă să-mi dau ochelarii jos sau nu. Dacă... Mamă, dar ce bine te văd. Există între maneliști o... niște oameni care sunt supra talentați. Chiar au niște voci ieșite din comun. Și mă gândeam că dacă tot s-a încercat, s-a mers iar pe treaba asta, tot de politically correctness, foarte bine, să se amestece lumile, să nu mai fim scorțoși, să se aducă niște oameni care în general nu ajung acolo. Și pentru că unul dintre filme, care era doar unul dintre filme, nu era așa, era doar un film concurent acolo. Da, deci dacă au hotărât să-i aduc acolo, mi se părea important să fie un moment cum ei pot să facă, memorabil. Adică un moment care să fie memorabil, să-ți facă pielea găină. Nu-s ochelarii, că așa te-au cerut. Să-ți facă pielea. Au zis să-ți pui ochelarii. A zis cineva? Da.
și a zis că are un aer mai doct și Nico zice la fel, cu ochelarii clar, adică nici nu se încape discuție și probabil că unii s-au jenat să spună că măcar cu ocazia asta mă vezi și pe mine mai bine, într-o lumină mai bună. Dar acum asta... să știți că mă îngrijorează asta cu ochelarii clar, că ochelarii totuși îți acoperă o parte din față, adică nu. Ce problemă? Mă apucă paranoia, paranoia acum. Dar tu ai întrebat. Da, am întrebat, m-am fandosit, mai bine tăceam, dacă tăceam filozof rămâneam, acum o să am o grijă. Au zis că stă bine. Ce? Să am o grijă, cu fața prea descoperită nu sunt bine. Nu, eu mie o să-mi pun și o șapcă, și o glugă. și un pulover cu gât. Așa, un pulover cu gât. Nu, oamenii au vrut să-ți facă bucuria și uite că... Da, las, i-am pus. Fiți mai atenți că doamna vă păcălește. E paranoică. Duduia vă păcălește. Deci, glumim. Glumim, normal că glumim. Dragilor, sunt convins că ați vrea să mai aflați multe și sper că la toamnă, când o să aflăm că s-a întors din, sau pleacă, pardon, pleacă la Londra și când revine de la Londra să ne povestească toate cele și să mai aflăm ce se întâmplă. Până una altă, dacă veniți pe Teatrul Național, eu zic pe să veniți pe 10... acoperiș și să fiți acolo. Mulțumesc. Fac și eu un efort să fiu pe 10 dacă mă primește 10 iulie. Da, e o zi bună. Ora care e de începere? 9:30 seara, că e seară, e afară și trebuie să fie întuneric. Și e plăcut, e răcoare. E frumos, da. Deci rețineți, ne vedem pe acoperiș la 9:30 pe data de 10, dar voi vă puteți duce și pe 5, că e alt spectacol, nu de altă. Pe 5 este două liniuțe, așa. Pe 10 stă să plouă. Așa. Deci tu te-ai abonat la stă să plouă? Da. Că pe 5 ai emisiune. Da. Tocmai, din respect pentru toate muncile. Le mulțumesc celor care au stat cu noi. Uite, Boogie Jay, care e un tânăr de 17 ani, zice, cu ochelari e chic. Deci, dacă este un băiat de 17 ani, de ce folosește cuvântul chic, care e din secolul trecut? Dom'le, e un om interesant, vino la spectacolele mele, tinere, care nu zici super. E foarte drăguț că ai zis chic și n-ai zis super. Și n-a zis nici cool. Urăsc această grupare de litere super. Este? Care e un sfert de cuvânt. Da. Și lumea a ajuns să folosească un sfert de cuvânt ca pe un cuvânt. Oribil. Am auzit mame și părinți și copii care zic ok la absolut orice și atunci e și mai nasol. Mai rău ca super nu e nimic. Nu? Pentru tine. Teddy Chris spune exact același lucru. Deci până la Londra s-a discutat. Acum s-a discutat la Londra cazul tău și au zis cu ochelari. După ce discutăm despre... Dacă așa s-a hotărât, ei sunt stilați, că au și familia regală acolo, mulțumesc, zic, deci, gata, nu-i mai scot. Șapcă, nu căciulă din noi patru. Iată, am oamenii mei aici. Tu nici nu știi, astea sunt inside joke-uri, tu nu știi pentru că nu vii la teatru. Da. Eu joc o homeless-ă. Diana știe tot. Noi patru joc o homeless-ă și am un fesuleț. Da, îi văzut. E vai de căpușorul meu. Deci, îmi pare bine că măcar un lucru am realizat, adică am echipat-o pe Lia Bugnar așa cum se cuvine la final. Da. Îți mulțumim foarte mult. Mulțumesc. Sper că te-ai chemat. Simțit bine. Mă simt, am vorbit. Un om care vorbește pe sistem nervos, e bucuros să aibă o cameră în față, să-l asculte cineva vorbind. Doamne, nu, mi-a făcut plăcere. Mă faci să mă simt nasol când vorbesc. Dar tu ești psiholog, oamenii da, vin. Eu vorbesc la un singur, psiholog vorbesc nu vin cei nervos. Mai sănătoși oameni. La psiholog vii cu probleme. Am venit cu probleme aici, am rezolvat una alta. Tu acreditezi o idee nefericită. Nu. Zic, cum e cu psihologul? Zi tu. Psihologul nu psihoterapeutul? Trebuie să ai niște probleme, nu? La terapeut, da. Dar psihologul nu poate fi și psihoterapeut? Dacă vrea și se califică. Iată, tu te califici sigur. Cum da, să te califici? Da, eu încă nu m-am calificat. Tu te califici. Adică am și diplomă, dar nu o folosesc. Iată. Ar merge la școală altfel să vorbească copiilor? Te-ai duce? Dacă te-ar invita? E riscant la copii. Cine știe ce le mai bag în cap? Nu, n-aș risca eu să mă invit, sincer. Nu știu, nu prea am... Vezi că eu am riscat și... N-am cenzură. Ceea ce ai cenzură. Nu prea. Ceea ce aici nu e... Nu-ți daune, dar la copii nu m-aș băga. Și de la Oslo primim același vot și de la Oslo tot cu ochelari o lady un pic retro. Iată. Jumate din România istorie. Mulțumim. Mulțumim. Ce un pic retro. Eu sunt chiar retro în persoană. M-am bucurat să o văd și să o ascult pe Lia. Ne mulțumește Maria Simion.
Dom'le, ai cucerit pe toți, n-avem ce să facem decât să-ți mulțumim încă o dată, să-ți meargă bine și să ne dai vești bune și oricum ținem legătura. Te-ai convins că mulțumesc. Ești iubită în tot asta. Să nu ne aruncăm la termen din ăștia, domnul psiholog. Dom'le, sunt iubită. Am trecut examenul ăsta astăzi cu acoperire. Sunt termeni cu acoperire, crede-mă. Cu acoperire. Da. Iubim așa vreo trei oameni în viața noastră. E suspicioasă, doamna, nu sunt suspicioasă sau cuvintele se folosesc mă, iubesc. Nu, că eu nu sunt adeptul ăla care zic iubesc peștele. Peștele? Da, iubesc peștele. Da, mă rog, eu lucrez în față la Inter și am un pește foarte cum se cade. Nu, da. Dar se folosesc genial, se folosește absolut lipsit de acoperire. Da. Colosal. Iubesc, colosal, ador. Da. Și iubim, dacă iubim trei oameni în viața noastră, avem o inimă mare. Deci noi ați înțeles, noi iubim pe Lia, nu. Dar... O acceptăm dar așa dar cum poate e. Îi cumpărăm biletele la spectacole și venim. Asta pentru mine e suficient. Da. Iubirea păstrați-o pentru copii, pentru... Foarte bună idee. Pentru partenerul de viață, pentru bunici. Pentru o pisicuță, pentru bunicii câine. Trebuie iubiți. Da. O pisicuță, un cățel. Da. Cu iubirea pentru persoane care prezintă și eu față în față aici la vitrină, nu vă aruncați, că nu e. Bun, deci am șters ultima parte, o tăiam. Mai e cenzurat, nu? Da, foarte bine. Asta o tăiem. Lăsăm numai lucruri bune. Lucruri bune și foarte bune, uite, Raluca, Gionca, toată lumea s-a transmis numai cuvinte frumoase, dar fără iubire. Zic, dar acum să spun oamenii, nu li se pare că cuvintele pur și simplu s-au devalorizat? Din păcate, da. Și nu te s-au devalorizat, dar nu numai cuvintele, că e un fenomen care merge mână în mână. Și stările. Adică, și funcțiile. Bine, noi suntem devalorizați, pe noi ne-a condus un cismar atâția ani. Deci mai și acum că ne supărăm că doamna vorbește prost, azi puțin, e genială pe lângă cismar. Are liceul făcut, are... Dar s-au devalorizat, adică la noi au ajuns infractori să fie în fruntea țării, așa și cuvintele. Noi nu mai așteptăm să se întâmple nu știu ce ca să folosim cuvântul nu știu care. Da, să-i destul, atât. Merge. Merge. Aici sunt de acord. Nu. S-a devalorizat totul, dar asta nu înseamnă... Și ideea de fan s-a devalorizat. Fan în sensul de fanul cuiva. Da. S-a devalorizat. Adică admirator în sens real e foarte în sens greu. Real. Foarte are greu. Un strângănel de cântecel. Fai, sunt fanul fanii lui. Mei. Da, e fanul meu. Da. Vrei să fii fanul meu? Da. Da, s-a ajuns la bășcălie pe zona asta și pentru că oamenii nici nu mai fac deosebire nici măcar de domenii, pentru că fan din zona fotbalului unde sunt suporteri și ei își spun fan mai nou, pentru că jurnaliștii habar n-au de sensul cuvântului, că fan ai unui artist din zona pop-rock, și fan de teatru. Cum sună asta? Sunt fan de teatru. Sună ca naiba, cum păi de altfel sună, după părerea mea, și duceți-vă la două liniuțe, text Lia Bugnar. Nu e un text, e o piesă de teatru. Deci poți să zici vreodată o scrisoare pierdută, text Ile Caragiale? Sigur că îi fac toată reverența și mă poziționez ca un purice în fața unui elefant, dar nu, cum sună o scrisoare pierdută, text Ile Caragiale? Două liniuțe, text Lia Bugnar. Fata din Curcubeu, text Lia Bugnar. Deci eu și când aud despre un cântec, adică de-ai fi tu salcie la mar, versuri, sunt niște versuri acolo, nu e nu, text. Într-adevăr, cuvântul și-a pierdut cuvintele, foarte multe cuvinte folosite prin incapacitatea unora de a le cunoaște înainte de a le folosi, s-a ajuns la situația în care da, și aș mai face o precizare acum că am această vizibilitate și audiență mare, da, foarte ca mare, să delimităm niște lucruri. Un om care scrie teatru se cheamă dramaturg și scrie piese de teatru. Dacă el scrie și pentru film, se cheamă că scrie scenarii de film. Piesa de teatru e partea scrisă, în momentul când te duci și vezi un spectacol de teatru. Nu poți să vezi o piesă de teatru. Deci,
piesa o citești, dacă ești cititor de piesă de teatru, este ceea ce a scris omul, în momentul în care tu te duci și vezi, deja vezi un spectacol. Piesa e doar ce am făcut eu scriitorul. Spectacolul este ce a făcut regizorul cu talentul scriitorului, cu talentul actorilor și așa. Asta iar e o confuzie care circulă. Da. Eu am limpezit și aspectul ăsta. E bine ăsta. Că ai spus. E da, foarte bine serios. Și văd oameni chiar culți care fac confuzia asta. Ar fi bine să răspândim această... Să răspândim și asta. Dați această veste. Am mai zis cineva, Ionescu Cristian a pus o întrebare absolut omenească, dacă e măritată, ceea ce noi nu întrebăm niciodată, ca să se știe. Am fost, nu mai sunt, da, dar nici disponibilă nu da, sunt. V-a spus, dacă v-ați gândit să, dacă nu v-ați gândit să mă cereți... Nu, păi dacă se gândea, nu întreba. Na, tu așa funcționezi. Cu cine ai vrut sensor, n-ai întrebat niciodată, nu? Tu așa mergi. Dacă se gândea, nu întreba. Bun. Ai zis tu pe parcurs la un moment dat că iubitul meu acasă, deci oamenii sunt, dacă sunt atenți, nu fac greșeli. Dar poate nu a fost omul atunci, păi de față. Altă dată să fii atent, să nu facem gafă. Poate atenția mai târziu. Există și fan de brânză, zice Teddy Chris. Da. Eu nebunesc când văd așa zise cronici de spectacole și sunt povestite. Vai de mine, domnule, cine e? Cine e omul Lavinia, ăsta? Lavinia. E prietena ta. Vai de mine. Deci urăsc și mai ales că am actori care se bucură atât de tare că își văd numele tipărit, încât pun pe pagina lor treaba asta și după aia vine telefonul meu furibund, scoate rahatul ăla de acolo și după aia scriu în revista respectivă, toate sunt online acum, măcar nu se consumă hârtie pentru așa ceva. E adevărat. Scriu, cum vă place când sunteți la cinema și e cineva în spatele dumneavoastră care vă zice dinainte că ăla e criminalul, că cum vă place? Dacă tot sunt un autor viu, contemporan, nu atât de cunoscut, nu vin oameni, sunt și oameni care vin de mai multe ori la un spectacol, dar alea cazuri, le place, îi distrează, dar cei mai mulți vin pentru prima oară în viața lor la un spectacol de mine, pe care nu l-au mai văzut în altă parte. Poate vi se pare de mirare, dar la teatru este important și factorul suspans, adică da, există și spectacole în care ești foarte curios ce se întâmplă. Nu că le-aș da amendă, i-aș băga la muncă în folosul comunității pe ăștia, care și le-aș interzice să mai scrie. Comunitatea n-are o cronică de teatru nu înseamnă să povestești spectacolul. Corect, corect. Maria Simion zice, foarte bune precizările anterioare, cele cu ce e text, ce e spectacol, nu dramaturg. Că fac pe deșteaptă, dar vă spun că și eu la un moment dat le-am delimitat și am zis, haide că ar trebui să un pic să fim atenți. Deci, nu vă uitați la spoilere. Una e un spoiler dintr-un film de oricum cei care dau spoilere la trailere. Nu, dar trailer e una, spoiler e alta. Trailerul e o așa, în care vezi atmosfera, cam care e nivelul de filmare de așa. Și spoilerul cred că e exact când zice cine e criminalul. Așa e. Nu? Asta e. Cam acolo. Deci nu te uiți la alea. Dar unde să te uiți? Că alea ți le dă cineva într-un coment. Zice, unde? Ce sunt spoilere? Există spoiler organizat? Adică cineva face un trailer Teddy, cu scop de spoiler? Să-mi spui ca să poți să-i transmit. Pe YouTube. Pe YouTube. A, sunt spoilere? Da. Nu mă uit, nu. Nu mă uit, nici nu prea citezez pe filmul ăla, că nu vreau să știu. Păi, nu. Este evident, de-aia și fac scandal, că sunt cronici care îmi povestesc piesele. Deci, dar și Marius face live-uri. Face? Și? Ce vrea să spun la treaba asta? Face? Zice Lavinia râzând, adică face live-uri în ce sens? Că nu-i mort, face live-uri, nu știu ce. Nu, adică... Și ce dacă face live-uri? N-am zis să nu facem. Live stream, adică ce a făcut și ea? Și ea a făcut tot un live acum. Nu? Păi da, nu l-am făcut eu, l-ai făcut tu, eu am fost invitat. Da. Marius mai face să mai cheme oamenii la un spectacol, la un protest. Ăsta. Da, dar n-am înțeles acea conjuncție adversativă. Dar și Marius face. Adică, parcă ne contrazicem pe ceva. Lavinia, te rog să fie explicită, dar repede. Explică adversativa aia. Da, te rog să ne lămurești ca să nu rămânem cu nimic cu semne nelămurit de întrebare. Aici trebuia să dau niște wave-uri, dar să știți că n-am avut timp. Ce e un wave? Send wave, scrie acolo. Și eu ar trebui să dau aici cu... degețelul pe care l-am mult mai mare decât e ecranul și de aia nu nimeresc. Da, nu-i nimic. Considerați că v-am făcut semne așa cu mâna. Sunt prea bătrână pentru asta. Și pentru mine, la fel. De aia nici nu nimeresc. Rețineți că
La Costinești ne întâlnim, dacă Lia are timp liber, ne-aș bucura să fie... Să trăim noi până în august, da, dacă trăim, că avem jumătate din vârsta României. Noi acolo ne-am întâlnit prima oară. Da, băi, ca să vezi cât sunt de bătrână, ia mâna de acolo. Deci am vrut să zic că, că avem jumătate din vârsta României și citeam pe ăla și am zis că avem jumătate din Mircea, că e Mircea Vintil acolo primul. Păi, dar ăștia sunt toți de pe vremea mea. Din a mea, nu a ta. A mea, Mircea Vintilă, Ducu Berți, Vasile Șeicaru. Uite că vede până acolo. Păi am ochelarii ăștia, performanți. Adi Beznă mă depășește. Ăștia sunt din generația mea, nu din a ta. Adi Beznă nu-i generația nu, ta. Adi Beznă nu, dar Mircea Vintilă și Mircea Baniciu sunt amândoi născuți în același an cu mine. Asta e chiar în aceea zi. A, tu zici de naștere. Eu zic de bucuria spectacolului. Bucuria o avem și la 4 ani. Semnalem. Sunt tot generația mea. E al meu. Nu e al tău. Ei, iată. Adamilea. Adamilea e colega ta. Poți să o iubesc eu mai tare, da? Da, sigur. O ador. Ai dreptate. Apropo de deci folosirea greșită a cuvântului geniu, Lada e corect dacă îl folosim. Lada e corect, da. Dar să știi că primul premiu muzical l-a luat când am fost în juriu la Om Bun, la Sala Palatului. Acum câți ani? Acum 20. Câți ani avea ea? Era mică. Avea păr lung? Da. Avea păr. Niște cozi lungi. Da, live-urile de la repetiții. La asta se referă. A, nu are, scuze. Credeți-mă că n-are nicio legătură cu ce, cu teatru filmat. Nu, alea sunt, au hazul lor, că vezi un pic procesul. La anumite spectacole te poți duce să stai în sală la repetiții. Sunt regizori care permit asta. Eu nu, dar unii regizori da. Eu nu. Deci acum ai înțeles la bine, nu? Am înțeles, deci, noi am înțeles ce-i cu adversativa. Dacă vrei să fii la Costinești, pentru noi ar fi o mare bucurie să... Să trăim până pe 18 august. Numai în caz și pe că 17. Trăim. Dacă nu, nu o să fim. În caz că trăim, da. Bun. În caz că trăim. Oricum, e un eveniment pentru că... În caz că trăim, oricum vom fi și cu mai puțină celulită și cu mai puțină grăsime, că o ținem cu keto. Da, asta să rețineți de unde am pornit. Am pornit de la faptul că datorită Liei eu o să slăbesc până la data... O să fiu manechin. Nu o să recunoașteți. Dacă nu mă mai recunoașteți, înseamnă că am rămas acasă. Și am trimis pe altcineva. Bun, mulțumim oricum. Apă cu lămâie, așa ai zis. Asta să bem, că așa. E foarte ok, mai ales și, vara. Și ai mai zis ceva care e foarte util în timpul zilei. Keto. Am zis că dimineața să bei pe stomacul gol, să pui într-un pahar două linguri de oțet de mere. Oțet de mere, asta trebuie. Bio, presat la rece și pe care paharul ăla îl umpli cu apă. Și treaba aia o bei, deci, pentru că e foarte, foarte bun să iei asta pe stomacul gol dimineața. Nu mă luați în seamă, sunt actriță, de o fac asta de vreo câteva luni și e foarte bun. Cum să nu te luăm în seamă? Ne uităm să la nu rezultate. Mă ia în seamă, acum fiecare, cum hai să precizăm că totul e pe responsabilitatea fiecăruia. Asta să da. Să nu ne trezim aici că... Nu, asta e situația, încerc. Dar e foarte bun oțetul de mere pe stomacul gol, două linguri, completat cu apă, cana. Bun, am început cu asta și terminăm. Uitați-vă la Lia și o să vedeți că așa veți deveni. Voi mai aveți timp că sunteți la 20 de ani, așa că până atunci, până la vârsta venerabilă. Care e media? Ascultătorii de acum? Păi îți spun așa, pe unii nu-i cunosc, dar 19, 20, 25, 30, 25, 35, oh. 30, 25, 30... Copiii ăștia din Belgia sunt spectatorii mei, eu cred că sunt mai în vârstă. 25-30. Da. Cristian, nu știu ce vârstă are, Maria este clar 30. Eu cred că spectatorii mei sunt mai în vârstă ca ai tăi. Ceea ce nu-i cinstit. Nu, e cinstit, dar spun încă un aspect ca să știi. Cei care sunt din vârsta mea nu scriu. Nu trimit mesaje. Aha. Dar se uită. Aha. Deci ei sunt acolo, dar nu trimit mesaje. Da. Când acumulează fără să... Când descărcăm toată asta, vedem că la views apare o cifră și aia este cifra oamenilor care s-au uitat, dar ăștia sunt oamenii care s-au implicat, ceea ce e foarte important. Da, care au simțit să spună ceva, apreciem, mulțumim. Mulțumesc tuturor pentru baia de afecțiune pe care am făcut-o. O meriți. Mulțumesc, asta va rămâne, să vedem dacă meriți sau nu. Uite, am găsit și pe cineva la 51 de ani. Ca să nu zici că... Leatul meu.
Cristian Cătălin Ciocoiu are 51 și Viorica Băluță 54, Cristina Bogdănescu 47, ca să te liniștim. Mai dai mei așa. Dacă vrei să facem un sondaj. Nu că eu, oricum eu stau numai printre oameni îngrozitori de tineri și uit mereu că eu nu am vârsta lor. Dar asta te face să ai suflet tânăr. Asta e o realitate. Dumnezeu știe sau poate îi îmbătrânește pe ei, nu putem ști, dacă nu două, funcționează și invers. Despre ei nu o să aflăm, despre noi știm. Deci mulțumesc pentru tot ce mi-ați spus frumos, apreciez, vă aștept la teatru. Pentru mine asta e cel mai mare compliment și cel mai mare semn, cel mai mare semn că sunt pe drumul bun. Ca să nu mai zicem că mi-ajung și mie banii de haine, de ochelari, de... Da, oricum trebuie să-și ia câteva rânduri de ochelari ca să poată că să... tot mai chioară. Nu, ca să... diverse ținute, mă. Da. Uite, la vine are în curând 44. Mulți înainte, copii, tuturor. Facem media de vârstă cu altă ocazie, nu? Nu ținem pe Lia până calculăm noi vârstele medii. Eu m-am lăudat că sunteți mici și ați venit voi ăștia bătrâni să... Lăsă oamenii în pace, că nu ne mai face bătrâni la 40. Abia am începusem să mă... Oricum, pe măsură ce crești în vârstă, ajunge să nu ți se mai pare nicio vârstă bătrână, știi? Corect. Știi? Da. Adică... Uite, Ladinia are 60, iar Nicoleta 28. Mulți înainte. Oamenii au trecut la mărturisiri. Mulți Eu înainte. Nu le-am cerut nimic și uite, Teddy, 27. Deci, dacă vreți, acum ziceți tot și calculăm. De când mama mea are 70, a început să mi se pară minusculă vârsta asta. Mulți înainte. Adică, pentru că mama mea e cu 20 de ani mai mare ca mine. Așa. De unde asta, pe vremuri, părea ceva matusalemic, acum mi se pare o vârstă de om foarte tânăr și nu concep altfel, știi? Mulțumesc. Depinde, mai liniștit. Depinde unde ne plasăm. Unde ne plasăm, da. Da. No, deci, până acum câtva timp eram matusalemic pentru ea. Acum că am 70 și sunt... Bine, până acum câtva timp mă refer pe la 20. Mi se părea una că... Oricum am afirmat atât de mare parte din viața mea că eu vreau să mor la 50 de ani, așa, încât mă aștept să-mi cadă ceva în cap acum. Ce era în capul meu, mi se părea că 50 e foarte departe. Păi așa, eu cam așa 50. Percepeam toți, să știi, la vârsta aia. Cam 50 vreau, nu vreau mai mult. Da. Și acum... Unde a mers 50, merge și 100. 28 are încă cineva. Deci oamenii acum s-au pus pe mărturisiri. Da, măi, uite că i-am dus într-o zonă de asta de derizoriu, în care 44, ne simțim cu toții minunat. Da, v-am zis că pe mediocru. În afară de mine toți se simt bine. Bine, tu ai și 70 de ani, ce să mai aștepți de la viață? Nu mai aștept nimic, da. Doar așa să vină unul să zică că are 71. Da, oricum. Acum zice cineva. Da, nu îndrăznește. Nu cred că îndrăznește nimeni. Mulțumim, dragilor. Mulțumesc eu. Mulțumesc. Să fiți sănătoși. Ne vedem, când ne vedem, ne auzim, adică ne vedem mâine noapte. Mâine noapte ne întâlnim și nu uitați să țineți pumnii pentru băieții de la tineret, pentru că au meci greu mâine de la 19:30. Vezi, noi mai baftă, ocupăm și de baftă, fotbal. Da, bravo. Culorile țării. Da. Sărut mâna, Alia, zile și tu, pa, Iulia. La revedere. Trimite-i la culcare, că au obosit toți. Mulțumim, la revedere.